31.11.2015, la ședința ordinară de astăzi, data 17.11.2015. Pentru bună continuare ședință, vă rog să faceți propuneri pentru președintele de ședință. Cine propune? Pe cine? Domnul Antoi Genel Florin propune pe domnul consilier Ghebuș. Mai sunt alte propuneri? Nemai fiind alte propuneri, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Domnul Lunga, să mă spună revirea. Nu, e atârnat. Domnul Ghebuș, vă rog să-l ascult cea pe ședință. V-am întrebat frumos, stimați colegi, ședința astăzi se anunță a fi foarte importantă cu multe puncte de, pe ordinea de zi. Vă anunț că participă televiziunea de la Onești, prin persoana Eugen Ungureanu, televiziunea Expuse. Vă consult dacă dumneavoastră ați citit procesul verbal de luna trecută. Da. Dar sunt obiecțiuni? Sunt împotrivă? Da, eu vreau să spun ceva. Da, vă ascult. N-am fost înțeles bine la ședința trecută. Deci văd aici un paragraf, o altă problemă ridicată de domnul Voic Florin. Sunt foarte multe persoane care au amenzi la bugetul local, amenzi provenite din furtul de lemne, din pădurea cetățenilor. Și pe această cale solicită ca aceștia să nu, acestora să nu se acorde ajutor de încălzire cu lemn în perioada rece. Eu n-am spus că sunt cei care fură. Sunt cei care transportă lemne. Au omis. Nu. Vreau să fie foarte clar înțeles. Nu acuz pe nimeni că fură, pentru că nu vreau să fiu chemat undeva, să fiu cu dovezi. Ei sunt amendați, au procese verbale pentru că nu au acte pe lemnele alea. Eu n-am de unde să știu, pentru că sunt mulți care au acte și nu vreau să... Așa, aș vrea să modifici și să fie foarte clar lucrul ăsta. Da. Deci nu vreau să fiu acuzat. Așa, atât. Domnul secretar, ați luat la cunoștință. Da. Domnul primar m-a sunat să începe vorba lui, ce să-mi sfert 20 de minute. Dar la punctul 1 La punctul 1 prezintă, o să prezintă doamna Antochia Gina. Da, vă rog frumos. Deci proiectul de hotărâre privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pe 2016. Poftiți. Da. Doamna Antochia Gina, operatorul. Poftiți. Bună ziua. Deci, consilier în cadrul aparatului fiscal al Consiliului Local Coțofănești și vă aduc la cunoștință următoarele. Așa cum știți și dumneavoastră, s-au schimbat normele de impozitare, deci legea 571 pe 2003 s-a schimbat și a apărut legea 227 pe 2015 și potrivit titlului nou, capitolul 112 din codul fiscal, avem alte modificări prin ordonanța de guvern 50 pe 2015 pentru modificarea și completarea noului cod fiscal și legea 227 privind codul de procedură fiscală. Referitor la impozitarea clădirilor față de anii anteriori, va fi o impozitare diferită. Avem la clădiri persoane fizice. Avem trei tipuri de impozitare. Impozitarea clădirilor rezidențiale, care sunt în proprietatea persoanelor fizice, clădiri nerezidențiale aflate în proprietatea fizice, persoanelor fizice și clădiri mixte. Sunt acele clădiri cu destinație și rezidențială și nerezidențială, tot în proprietatea persoanelor fizice. Pentru clădirile rezidențiale și clădirile anexă, aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul clădirii se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,08 și 0,2% la valoarea impozabilă a clădirii. Se poate aplica cota votată de dumneavoastră și suprafața, deci cota votată de dumneavoastră între 0,08 și 0,2 se înmulțește cu suprafața construită desfășurată a acestei, exprimată în metri pătrați, cu valoarea impozabilă corespunzătoare conform tabelului și clădirilor ce s-au încadrat pentru fiecare sat, încadrat în zonă și în rang.
la comuna Coțofănești, pentru cele 4-5 sate. Coțofănești, Bulca, Borșan, Tămășoaia și Boiștea de Jos. Apoi se înmulțesc cu coeficientul de corecție 1,1-1,05 pentru Bulca și Borșan, Coțofănești 1,1, iar Tămășoaia și Boiștea și Cartierul Romilor, așa zis, din partea Bulca și Coțofănești, 0,9. Valoarea impozabilă a clădirii este determinată în urma prevederilor mai sus menționate și se reduce în funcție de anul terminării acestuia. Și avem o reducere de 50% pentru clădirea ce are o vechime peste 100 de ani, de la data de 1 ianuarie anului de referință, cu 30% pentru clădirea ce are o vechime între 50 și 100 de ani și cu 10% reducere pentru clădirile cuprinse în 30-50 de ani. Pentru clădirea nerezidențială, aflată în proprietatea persoanelor fizice, avem clădiri nerezidențiale, poate nu înțelegeți ce ar fi clădirea nerezidențială. Eu vă spun, dar clădirea nerezidențială este clădirea în proprietatea persoanelor fizice, unde se desfășoară activitate economică. Nerezidențială este clădirea de locuit. Iar clădirea mixtă este clădirea în proprietatea persoanei fizice, unde se desfășoară și o activitate economică, dar e și o casă de locuit. Omul locuiește acolo, are și o clădire, are o construcție, o anumită suprafață, unde desfășoară activitatea. Acum propun pentru clădirea rezidențială, între cota de 0,08 și 0,02, 0,1%. Am făcut și un calcul aferent anului trecut. La clădirea din Cărămidă, la clădire rezidențială, anul trecut s-a, la o suprafață de 137 de metri pătrați, s-a plătit un impozit de 90 de lei. Și o anexă, bineînțeles, de 36 de metri pătrați. În 2016, noul mod de calcul, se va plăti 97 de lei cu 0,1%. Pentru 0,2%, pentru marja maximă, s-ar plăti 196 de lei, deci s-ar dubla. Dumneavoastră decideți care este cota, care... Noi am zis, eu am propus 0,1. Pentru clădirea rezidențială, nerezidențială, în proprietatea persoanei fizice unde se desfășoară activitate, se ia valoarea impozabilă și este valoare rezultată într-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 ani anterior al anului fiscal. Este valoarea finală a lucrurilor de construcții în cazul clădirilor noi construite în ultimii 5 ani anului de referință și valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate în cazul acelor clădiri care sunt dobândite în ultimii 5 ani de referință. Și ar fi o cotă cuprinsă între 0,2 și 1,3. Eu propun cota de 1%. Pentru clădirile cu destinație mixtă, ce sunt în proprietatea persoanelor fizice, se calculează prin un sumare, așa cum am zis, impozitul calculat la suprafața în scop rezidențial și impozitul determinat pentru suprafața folosită în scop nerezidențial, adică pentru scopul societății. Aici, la fel, se ia ca și valoare impozabilă în cazul în care își desfășoară activitatea economică, în situația în care cheltuielile cu utilitățile sunt înregistrate în sarcina persoanei care desfășoară activitatea economică, impozitul pe clădiri se calculează conform prevederilor impozit pe clădiri nerezidențiale, aflate în proprietatea persoanelor fizice. Avem o cotă între 0,08 și 2 și 1,3. Eu am propus 1. Acum ajungem la persoanele juridice. Pentru clădirile rezidențiale aflate în proprietatea sau deținute de persoane juridice, impozitul și taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,08% și 0,2% asupra valorii impozabile a clădirii, pentru care propun cota de 0,2. Am mers la maxim pentru că aici sunt persoane juridice. Nu... În prea multe cazuri nu avem, foarte puține, numărate pe degete.
pentru clădirile rezidențiale aflate în proprietate sau deținute de persoane juridice impozitul sau cu taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,2% și 1,3%. Am zis să păstrăm cota anului trecut și anilor din urmă, 1%. Iar pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietate sau deținute de persoane juridice care utilizate pentru activități din domeniul agricol, impozitul și taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii. În cazul clădirilor cu destinație mixtă aflată în proprietatea persoanei juridice, impozitul este prin sumarea impozitului calculat de altfel la impozitul pentru un scop rezidențial și cu cel impozit calculat în suprafață folosit în scop nerezidențial. Pentru stabilirea impozitului taxei pe clădiri, aici s-au schimbat, valoarea impozabilă a clădirii aflate în proprietatea persoanei ce este valoarea de la 31 decembrie, anului anterior celui pentru care se datorează impozitul sau taxa și poate fi ultima valoare impozabilă înregistrată în evidențele organului fiscal, valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele și evaluare de evaluare a bunurilor aferente în vigoare la data evaluării, valoarea finală a lucrărilor de construcții, în cazul clădirilor noi construite în anul de referință, anul fiscal, valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în cursul anului fiscal anterior, în cazul clădirilor care nu sunt finanțate, care sunt finanțate în baza unui contract de leasing financiar, valoarea rezultă din raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare. În cazul clădirilor pentru care se datorează taxa pe clădiri, valoarea înscrisă în contabilitatea proprietarului clădirii se comunică concesionarului, locatarului sau titularului dreptului de administrare sau de folosință. Valoarea impozabilă a clădirii se actualizează o dată la 3 ani pe un raport de evaluare a clădirii, la fel întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare. În cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă a clădirii în ultimii 3 ani, anul acesta va fi doar de 5% la cota impozitului și a valoarei de inventar. Înainte aveam 10%, acum avem doar, de fapt aveam 15% pentru clădirile care erau până la 3 ani. Reevaluarea între 3 și 5 ani era 25%. Acum avem doar numai 5%, legea s-a schimbat în totalitate și în favoarea persoanei juridice. În cazul în care proprietarul clădirii care datorează taxa pe clădiri nu actualiza valoarea impozabilă al ultimilor 3 ani anterior, anul de referință, diferența de taxă pe cea stabilită conform aliniatul la fel și pentru clădiri. La fel, impozitul pe clădiri atât la persoane fizice cât și la persoane juridice se plătește în două tranșe. Tranșa 1, 31 martie, tranșa 2, 30 septembrie. Fiecare persoană, în special persoanele juridice, trebuie să depună declarația până la 31 decembrie anului fiscal anterior. În cazul dobândirii sau construirii unei clădiri în cursul unui proprietar, are obligația să depună o declarație la organul fiscal în cel mult 30 de zile de la data dobândirii. Și datorează, aici s-a schimbat iarăși, datorează un impozit pentru clădirea respectivă începând cu data de 1 a anului următor. La fel și pentru clădirile noi construite, au obligația de depunere în cel mult 15 la data terminării efective a lucrării. Avem declararea clădirilor în vederea impunerii și înregistrarea acestora în evidențele autorităților administrației publice locale reprezintă obligația legală a contribuabilor care dețin această proprietate imobilă sau imobilă, chiar dacă au fost executate fără autorizație de construire. Declararea, dobândirea sau înstrăinarea, chiar modificarea clădirilor, este datorat pentru întreg an fiscal de persoana care are în proprietate clădirea până la 31 decembrie anului fiscal anterior. Dobândirea sau unei construcții a unei clădiri în cursul anului are obligația să depună o declarație la organul fiscal în termen de 30 de zile și iarăși impozitul datorează de la data de 1 anului următor. La fel și pentru clădirile noi.
La fel și pentru clădirile în extinderii sau chiar a desființării parțiale. Taxa pe clădiri se datorează pe perioada valabilității contractului prin care se constituie dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosință. În cazul contractelor care prevăd perioade mai mici de un an, taxa se datorează proporțional cu intervalul de timp pentru care s-a transmis dreptul de concesiune. Persoana care datorează taxa pe clădire are obligația să depună o declarație la organul fiscal local, în raza căruia în a cărui rază teritorială de competență se află clădirea, până la 25 ale lunii următoare, cele în care intră în vigoare contractul prin care se acordă dreptul de concesiune, închiriere sau administrare, la care anexează o copie a acestui contract. În cazul unei situații care determină modificarea taxei pe clădiri datorate, persoana care datorează taxa pe clădire are obligația să depună o declarație în raza teritorială de competență unde se află clădirea până la 25 ale lunii. Plata impozitului, v-am spus că este până în două tranșe, până la 31 martie, 30 septembrie. Se acordă o bonificație de 10% pentru persoanele care achită integral impozitul datorat, iar pentru impozitul până la 50 de lei se plătește integral. Deci pentru clădiri se plătește integral. Dacă proprietarul are una sau mai multe clădiri amplasate pe raza aceeași comun. Taxa pe clădiri se plătește lunar până la 25 ale lunii următoare, fiecare luni din perioada de valabilitate. Aici s-a schimbat la taxa pe clădiri, sunt cazuri mai foarte puține, mai speciale. Ajungem la calculul impozitului la taxa pe teren. Pentru curți construcții avem niveluri schimbate față de anul trecut. Pentru 2015 a fost un alt nivel, acum ajungem, deci se propune, am zis la 1000 de lei. Am făcut un caz aparte, am spus că pentru o curte, deci la 800 de metri, în 2015 s-au plătit 56 de lei. Deci, pentru tot 800 de metri, avem calcul de referință între 711 și 1789 pentru fiecare rang, în funcție de rangul și zona localității. În primul rând, îmi cer scuze că am întârziat. Deci, merge între 789 și 1700. Da. Noi am căutat calea, cum să vă spun eu, mai aproape de mijloc, dar mai jos de mijloc și am să vă explic și de ce. Puteam foarte bine să rămânem și la acea sumă minimă, deci la plaja minimă, să ne ducem la plaja minimă, la plaja maximă și puteam să rămânem la suma minimă. Ca să fiți înțeleși, nu că eu vreau să pun bir pe spatele oamenilor. În schimb, în momentul când construiești un buget, și în care tu totdeauna trebuie să spui care sunt veniturile tale proprii. Și când te duci să ceri de la finanțele publice și la Consiliul Județean bani, pentru că ai nevoie de cofinanțări la proiecte, pentru că ai nevoie de anumite, știu eu, lucrări mai mici cu reparații ca curente, atunci spune, domnule, care sunt veniturile noastre proprii? Și atunci faci o comparație între anul anterior și anul care va veni. Și atunci spune, păi dacă anul trecut ați avut atâta și în condițiile în care codul fiscal s-a modificat și plaja este alta în care ai loc să lucrezi, îmi pare rău, dar noi nu vă mai dăm. Puneți-vă mâna și vă adunați taxele și impozitele locale. Este foarte important acest lucru, dar ați văzut că dacă e la 789 la 1700, noi ne-am dus la 1000. Ce înseamnă? Înseamnă că ne-am dus la 30% din cât îmi permitea plaja. Deci despre asta este vorba. Și în toate locurile am făcut același lucru. Deci nu ne-am dus pe maxim ca ajunge. Noi am luat, ca să fie spre exemplificare, am luat cazul domnului consilier Plobliviu. Cât plăti anul trecut, cât a plătit anul 2015 și cât va plăti în 2016. Și doamna referent operator de rol v-a prezentat că se modifică chestiunea că de data aceasta se plătește și terenul de sub locuință, de sub casă. Înainte se plătea locuința și atât,
în care cuprindea și terenul, adică ca și erau scutiți de plata terenului. Așa, deci nu se plătea. De anul ăsta se plătește și acum se plătește și că avem o dată. Și terenul de sub locuințe și de sub anexe, dependențe, ce mai aveți dumneavoastră. Despre. Și acum o să vă exemplific un caz în care să puteți să faceți o, deci, să faceți o comparație. Cât plătea în 2015 și cât va plăti în 2016. Vorbesc numai la intravilan. Terenul intravilan e cu construcție. La extravilan e altă care deci avem, da, avem cazul domnului Plovlidu. S-a întâmplat, am luat un caz. Deci are 800 de metri pătrați cu construcție. În 2015 s-a plătit 56 de lei. Atenție! Deci în 2015 a plătit 56 de lei, adică 560 de mii de lei bani vechi, pe ce vechi, 56 de luni. În 2016 va plăti la cota de 1000 de lei pe care am propus, 1000 pe care am propus-o, da, de lei, am zis bine, înmulțit coeficientul cu rangul în care se încadrează cuțul Făneștiului 1,1 și este 88 de lei, doar curs construcție. Ar fi o diferență de 32 de lei. Gândiți-vă, 32 de lei, condiția că n-am mers cu 1000. Dacă mergeam cu 1700, deja săreați la 1300-1400 de lei. 1.400-1.300 bani vechi. Deci, ați văzut că nu ne ducem prea departe. Pentru că lumea este săracă, lumea are probleme aici și sunt oameni. Dacă ar fi pus cota maximă, am fi ajuns la 158 de lei. Deci la cota maximă ajungeam la 158 de lei, adică 1.580.000. Aproape de două ori decât plăteați în 2015. Da, încă de două ori. Și asta e valoarea terenului. Doar a curți construcții. Curți construcții. Construcția se plătește separat. Da. Eu am propus la 1000. În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol, la altă categorie de folosință decât cea de teren cu construcții, pentru suprafața care depășește 400 de metri pătrați, impozitul sau taxa pe teren se stabilește prin înmulțirea suprafeței terenului exprimată în hectare cu suma corespunzătoare prevăzută la aliniatul mai jos, iar în acest caz se mulțește și coeficientul de corecție, corespunzător fiecărui rang și fiecărei zone. E vorba de terenurile intravilane, arabele, pășune, pentru fiecare suprafață unde este încadrat. Nu, aici nu avem modificări, avem exact aceeași valori ca și în anii anteriori, doar numai la curți construcție. Pentru terenul amplasat în extravilan este la fel, deci impozitul și taxa pe teren se plătește prin mulțirea suprafeței terenului exprimată în hectare cu suma corespunzătoare prevăzută în tabel, în funcție de rang. Noi avem terenul extravilan tot încadrat în zona A, ceea ce ar însemna că tot terenul se plătește doar numai la zona A și sunt aceeași valori ca și în anii anteriori, indiferent unde ar fi situat terenul. Înregistrarea în registrul agricol privind clădirile, terenurile și revin titularului de dreptului de proprietate asupra acestora, precum și schimbarea categoriei de folosință, se face numai pe bază de documente anexate la declarația făcută sub semnătura proprie a capului de gospodărie sau în lipsa acestuia unui membru major al gospodăriei. Procedura de înregistrare revine în urma normelor metodologice care vor apărea, încă n-au apărut normele metodologice. Ne-au dat doar legea, dar normele n-au apărut. Impostul pe mijlocul de transport. La fel, aceeași mod de calcul ca și în anii anteriori. Nu avem nimic modificat, nu avem modificări. Se calculează în funcție de tipul mijlocului de transport conform cel prevăzut în capitol. Deci, în cazul cărui una din autovehicule impozitul pe mijloc de transport, se calculează în funcție de capacitatea cilindrică a acestuia prin mulțimea fiecarei grupe de 200 cm cub sau fracțiune din aceasta cu suma corespunzătoare din tabel. Pentru motoare avem 8 lei la capacitatea cilindrică, deci fracțiunea de 200 înmulțit cu 8. Pentru autoturism între 1601 și 2000 cm cub 18 lei se înmulțește cu acea grupă de 200. Autoturism capacitatea cilindrică de 2000. Adică dacă avem un autoturism de 1500, se împarte la 200, revine capacitatea 7,58 și apoi mulțim cu fiecare fracțiune din fiecare grupă. La remorci
și semiremoci rulote până la o tonă 9 lei, peste o tonă 34 de lei sunt stabilite prin lege. Aici nu putem nici modifica. Peste 3 tone 52 de lei, peste 5 tone 64 de lei. Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism până la 150 de metri 3 lei, între 151-250 de metri inclusiv 3,5 lei, între 251-500 4,5 lei, 501-750 de metri 6 lei, peste 750 de metri 1000 de metri 7 lei. Iar ce este pentru 100 de metri sunt 7 lei plus 0,01 lei pe metru pătrat pentru ceea ce depășește 1000 de metri. Pentru taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism conform legii, 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului, taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către Comisia de Urbanism și Amenajarea Teritoriului, de către primar sau de structuri de specialitate în cadrul Consiliului Județean, se stabilește în Consiliul Local o sumă de, este până la 15 lei și se poate majora. Nu v-am specificat, n-am ajuns conform articolului 489 din noua lege 227/2015, Consiliul Local poate majora la unele din taxe cu 50%. Până acum a fost doar 20%, acum avem 50%. Aici am propus cu majorare 30%, 20 de lei. A fost până acum, până în 15 lei, propun 20. Taxa pentru eliberarea unei autorizații de construcție pentru o clădire rezidențială sau clădire anexă este egală cu 0,5% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcție. Pentru eliberarea autorizației de construire pentru alte construcții decât cele menționate la aliniatul 5 este egală cu 1% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcție, inclusiv valoarea instalațiilor aferente. Pentru prelungirea unei autorizații de construire, taxa este egală cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau autorizației inițiale. Taxa pentru eliberarea autorizației de desființare totală sau parțială a unei construcții este 0,1% din valoarea impozabilă stabilită pentru determinarea vârstei pe clădiri. Taxa pentru eliberare autorizației de foraje sau escavări necesare lucrărilor de cercetare și prospectare a terenului în etapa efectuării studiilor geotehnice și studiilor privind ridicările topografice este între 0 și 15 lei, propun 15 lei. Taxa pentru eliberarea autorizației necesare pentru lucrările de organizare de șantier în vederea realizării unei construcții care nu sunt incluse în alta autorizație de construire este 3%, egală cu 3% din valoarea autorizată a lucrărilor de organizare de șantier. Taxa pentru eliberarea autorizației de amenajare de tabere, corturi, căsuțe sau rulote, 2% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcție. Taxă pentru amortizarea, autorizarea plasării de chioșcuri, containere, tonete și cabine, corpuri, panouri de afișaj, de până la 8 lei, propun 8 lei. Taxa pentru eliberarea unei autorizații privind lucrări de racorduri și branșamente se stabilește la fel până în 13 lei. Se propun 13 lei. Taxa pentru eliberarea certificatului nomenclatură stradală și adresă până 9 lei. Propun 9 lei. Taxa pentru eliberarea autorizațiilor pentru desfășurarea activității sanitare de funcționare și se stabilește de până în 20 de lei. Aici ar fi, deci, orice persoană juridică, IIU, își desfășoară activitate, trebuie mai întâi să ajungă la primărie, să plătească o taxă de 20 de lei și apoi să-și ridice autorizația de funcționare. Asta. Și va plăti o taxă de 20 de lei. Taxele pentru eliberarea atestatului de producător este de 80 de lei. Îl propun majorat de Consiliul Local cu 15%, 90 de lei. 92 de lei. Persoanele pentru restaurante, baruri, aici avem puțin modificări, până la 500 de metri și am zis că avem până la 100 de metri pătrați, între 1 metru și 100 de metri pătrați 700 de lei, între 100 de metri pătrați 200 de metri pătrați 1000 de lei, între 200 de metri pătrați 500 de metri pătrați 1500. Taxa prevede până la 4.000 de lei, până la 500 de metri pătrați. Vă dați seama, foarte mult. Dar noi am mers pe o marjă foarte mică. Nu putem lua nici marja de jos, că apoi ne-am subsemnatul iarăși. Până la 8.000 de lei este pentru suprafața ce depășește 500 de metri pătrați. Mai puțin la noi, în comună.
pentru eliberarea autorizației privind desfășurarea activității de alimentație publică și alte activități declarate, încadrate în clasa CAIEN, VISA, taxă de 150 de lei se emite de către primar, taxă pentru anularea autorizației desfășurării activității economice 16 lei, completarea obiect de activitate sau schimbare sediu sau membrii asociației 16 lei. Taxa pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate la locul unde se desfășoară activitate este conform legii 32, propun 38 majorat cu 20%, iar în alt sau în cazul unui alt panou, nu acolo unde se desfășoară activitate, 23 de lei și propun 34 majorat cu 50%. Avem ceva, câteva cazuri, chiar 20. Taxă pentru eliberarea copii heliografice pe planul cadastrale sau pe alte asemenea planuri deținute de către Consiliul Local, 32 de lei. Din taxele locale, deci ce a fost până acum a fost pe lege, conform legii, din taxele locale. Taxă cămin, închiriere cămin, 50 lei pentru Bâlca și Tămășoaia, 150 de lei Coțofănești și Borșan, taxă 0,5 lei pe pagină, taxă timpul eliberarea de verință 2 lei, utilizare drum comunal 5 lei pe metru cub, l-am preluat din ultima hotărâre, materialul lemnos și 5 lei taxă pe material, pietriș, balastru, taxă eliberare certificat fiscal 4 lei, comparativ cu alte comune, mai comuni colegile mele pot să vă spun că avem taxe, adică nu spun nici jos, dar nici pe nivel înalt, undeva la mijloc. Certificat fiscal, așa cum am revenit, 4 lei. Taxe eliberare anexa 24 pentru dezbatere succesorală, 20 de lei. Taxă cercetare arhivă și eliberare copiat acte, 10 lei. Taxă oficiere căsătorie, 10 lei, 100 de lei, pardon, în afara orelor de program. Taxe eliberare copii planuri încadrate în zonă și copii plan parcelar, 10 lei. Taxă branșament rețea publică apă, 125 lei. Taxă eliberare copii poziții, registru agricol 10 lei, taxă eliberare diferența APIA 10 lei, taxă eliberare diferență recturi titlul de proprietate pentru cartea funciară 10 lei, taxă eliberare titlul de proprietate doar cu suprafețele în intravilan 15 lei, taxă afișare cerere și ofertă vânzare teren agricol în extravilan sunt foarte multe în ultimul timp, 20 de lei, taxă stradală 20 de lei, aici a fost majorată cu 2 lei. Taxă pentru închirierea terenului folosit în scop agricol, 160 de lei pe hectar pe an. Taxă eliberarea de verință APIA, 10 lei. Taxă pentru vânzarea produselor de orice fel din vehicul sau autovehicule, 20 de lei. Utilizarea piață comunală, 1 leu pe metru pătrat pe zi. Taxă pentru folosirea temporară a terenurilor din domeniul public sau privat pentru săpături, intervenții la rețele, 0,5 lei pe metru pătrat. Iar pentru taxele formulare, tipizate, avem certificatul de producător care este 2 lei, certificate avizii autorizate în domeniul construcției 2 lei și autorizația de funcționare cu viză și firmă 2 lei. În matriculare și înregistrare, conform legii 117/1999 privind taxele extraoficiale de timbru, aici avem taxele autovehicule lente, 8 lei la tractoare și combine, taxă la căruțe 4 lei, taxă înmatriculare autovehicule la remorcilor permanente în circulație sau provizorie până în 3500 de kilograme, avem și inclusiv 660 de lei, iar ce depășesc 3500 de kilograme, 145 de lei. La fel suntem pe lege. Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorț pe cale administrativă este în cuantum de 500 de lei, dar poate fi majorată, eu am zis, și nu poate, și să rămână la 500 și așa. Din taxele speciale, avem PSI 8 lei pe gospodărie, mergem cu această valoare, cred că de 5-6 ani, dacă nu, cam 5 ani sunt. Taxă consum energie lumina publică, 10 lei. Iar și aici specific suntem cu taxele cele mai mici, PSI-ul și iluminatul public, nu mai spun că la alte comune se încasează și taxă poliție comunitară, o să revină și salubritatea care este obligatorie și ca facilități.
Conform legii, avem persoane cu handicap grav și accentuat gradul 1 și 2 de invaliditate, precum și acum, de anul ăsta, ne-au intrat și reprezentanții legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat și ai minorilor încadrați în gradul 1 de invaliditate. Până acum nu am avut reprezentanți. De anul ăsta o să avem și reprezentanți. Avem cazuri. Să fie scutite integral pentru impozit, pentru clădiri, doar pentru prima casă de domiciliu, impozitul pe teren intravilan sau extravilan doar până la 5 hectare, iar pentru autoturisme, pentru un singur autoturism, dar adecvat handicapului. Nu ne permite legea să dăm scutiri pentru alte autoturisme, dacă nu este adecvat handicapului, inclusiv PSI-ului și iluminat public, dar dacă dovedesc că sunt proprietari cu acte, nu fac locuie acolo. S-a înregistrat, să știți. Ce-ar spune? Sănătate. Deci, la fel se acordă o bonificație de 10% pentru plata impozitului integral până la 31 martie. Mai avem, prin codul de procedură fiscală, sumele care sunt sub 40 de lei, cumulat pe poziția de rol, se scad. Am spus de ce, pentru că cu cheltuielile de timbru fiscal, de înștiințare, deci costă mai mult cheltuiala de înștiințare, depășește mai mult decât 40 de lei. Pentru fiecare poziție care rămâne la 40 de lei, să fie creanțele fiscale restante, care sunt în sold la 31 decembrie anului, mai mici, cu 40 de lei, se anulează prin hotărâre de guvern. Din scutiri, conform legii, sunt scutite clădirile ce aparțin instituțiilor publice, terenurile și biserica. Autoturismele, da, biserica. Cam asta am avut de spus, deci... Da. Vă mulțumesc, doamnă, de-am cuvântul domnului primar, pentru citirea proiectului de hotărâre la... Permisiunea dumneavoastră să citesc proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxe locale pentru anul 2016. Având în vedere raportul înregistrat la numărul 6130/2016 a doamnei Antohia Dina, referent în cadrul aparatului specializat al primarului, având în vedere prevederi legii numărul 227/2015, legea privind codul fiscal cu modificările și completările ulterioare, publicată în monitorul oficial numărul 788 din 10 septembrie 2015, promulgată prin decretul numărul 718/2015, având în vedere prevederile ordonanței de urgență numărul 50/2015, privind modificarea și completarea legii numărul 227/2015 privind codul fiscal și a legii numărul 207/2015 privind codul de procedură fiscală. În temeiul articolului 27 din legea 273/2006 privind finanțele publice locale și numărul și articolul 36 alinia 4 litera C și articolul 45 alinia 2 din litera din legea numărul 215/2001 privind administrația publică locală republicată, propun spre hotărâre la articolul 1. Se stabilesc impozitele și taxele valabile cu 1 ianuarie 2016, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul 2. Pentru anul 2016 se apropie scutirea de la plata impozitului pe terenul instituit în extravian până la suprafață de 5 hectare inclusiv pentru următorii contribuabili. A. Persoanele cu handicap grav și accentuat și gradul 1 și 2 de invaliditate, precum și reprezentanții legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat și ai minorilor încadrați în gradul 1 de invaliditate, scutire la TMT-ul autoturismului dotat handicapului. Punctul B. Veteranii de război, vădurile de război și vădurile necăsătorite ale veteranilor de război. Punctul C. Cetățenii de onoare, declarați ai Comunii Coțofănești. Să fie scutite integral pentru impozit pe clădiri doar pentru prima casă de domiciliu, impozit pe teren intravilan sau extravilan până la 5 hectare, PSI și iluminat public, doar persoanele ce sunt proprietare cu acte în regulă. Și aici, la articolul 3,
prin grijă a secretarului comunei, prezentul autorității se va comunica instituții prefectului județului Bacău, primarului comunei Coțovănești, persoanelor juridice interesate, compartimentului financiar contabil din aparatul de specialitate al primarului și va fi aprobat prin afișare la sediul Consiliului Local și afișajele electorale din satele comune. Aș mai adăuga eu, la fiecare șef de serviciu, vorbesc la primărie, de exemplu la registrul agricol, să aibă înăutat o hotărâre Consiliului în care să știe ce taxe poți să ia. La doamna inginer de la Camera Agricolă, să știe pentru multiplicarea de hărți sau de liste care le-au pe tarifă, poate să ia taxa. Domnul secretar nu sunt cap îndoială, este juristul primărie, pentru taxa de căsătorie și pentru celelalte taxe. La urbanism, la fel, să știe că se ia certificatul de urbanism, să se ia pentru avizul de principiu dată de primar. Primarul care trebuie să știe să aibă toate taxele și impozitele locale. Poliției locale, pentru că trebuie să știe cât să încaseze la comerțul stradal și la comerțul din autoturisme. Și așa mai departe. Deci fiecare funcționar și salariat al primăriei va trebui să aibă această hotărâre înmânată sub semnătură pentru a ști și nu numai pentru faptul de a aplica și pentru a ști să explice oamenilor cum stau lucrurile cu impozitele și taxele locale. Vă mulțumesc că acesta a fost. Vă mulțumesc frumos, domnul primar. Vă cer și vă rog să aducem în discuție acest proiect de hotărâre și să fim foarte operativi că avea primul capitol și mai avem destul de mult. Și toate sunt. Vă cer să luăm cuvântul. Poftiți. Domnul Voicu, consilierul Voicu. Nu vorbe atâta, vreau să spun. Vă ascult. Consilierul Partidului Național Liberal să opună că nu crește din taxe și impozite. Atât. Vă mulțumesc. Am înțeles. Dar prin lege. Nu, lăsați că nu, nu, lăsați, lăsați. E propunerea dânsului, da. Trebuie notificat. Altcineva, vă rog frumos. Vă cer să luați cuvântul. Domnule primar, fiți drăguți. Da, o să... Spuneți dumneavoastră ce aveți. În primul rând, să-mi cerem vreo dată scuze pentru întârzierea de la ședință. Eu n-am întârziat în 4 mandate niciodată. Astăzi a trebuit să merg la satul Bâlca să fac o trecere la cartierul pe care noi o numim în Dallas și a trebuit să plantăm acolo țeavă și un tub și să fie acoperit și a trebuit să stau cu meseriașul după utilaj. Nu știu să termina, să am plecat mai înainte, am lăsat pe cineva să... În primul rând, țin să mulțumesc prevenției televiziunei Onești. Și noi vă mulțumim. Și să vă asigurăm de toată transparența de care putem noi da dovadă ca administrație publică locală și ca și Consiliul Local. Și să vă asigur că dacă în acest an nu avem pe construcția bugetului pentru 2015, nu avem bani cu care să, știu eu, să facem un contract în care să vă motivăm deplasarea către Comuna Coțofănești. Promit ca și primar că în anul 2016 o să propun Consiliul Local să facem o sumă care să putem să vă motivăm și pe dumneavoastră. Vă mulțumim. Doamnelor și domnilor consiliere, stimați invitați, cetățeni ai comunei, vreau să vă spun un singur lucru. Știți de fiecare dată, în fiecare an, în luna noiembrie, se discută taxele și impozitele locale pe anul următor. Este un subiect foarte important, ca de altfel toate subiectele pe care le analizează Consiliul Local și pe care le propune primarul sau le propuneți dumneavoastră să vedeți în dezbatere. Este un subiect foarte principal pentru că, până la urmă, noi funcționăm ca și primărie, ca și Consiliul Local, de pe urma taxelor și impozitelor care le plătește cetățeanul de rând. Și de aceea eu vreau să punctez, să nuanțez că nu putem să mergem la plafoanele mici. Și revin la ceea ce am spus în intervenția mea din timpul prezentării materialului doamna referent operator de rol, doamna Antohie Adina. Ca să promovezi investiții, să faci proiecte, să demarezi investiții spre execuție, cu siguranță că trebuie foarte multă alergătură, cu siguranță că trebuie și multă pricepere, dar cu siguranță că nu poți face nimic fără bani. Absolut nimic nu poți face fără bani. Eu totdeauna am ținut cont de
componența demografică a comunității, în cont care avem și luăm, și de starea socială a comunității, ținând cont de veniturile cetățenilor comunii coțofanești, în care majoritatea sunt pensionari, în care majoritatea sunt muncitori ocazionali sau oameni care muncesc la anumite firme pe salariu minim pe economie, care este destul de mic, din păcate. De-abia s-a ajuns la 10.500.000 bani vechi. Impozabil. Închipuiți-vă că în mână nu iau decât vreo în jur de 8.000.000 bani vechi, din care trebuie să-și plătească naveta, să-și ia sacoșica de mâncare, știu eu, și să-și mai cumpere de încălțat și de îmbrăcat. Având și copii, având și familie în întreținere. De la 1 ianuarie, fostul guvern, putem vorbi de fostul guvern, promitea un 12.000.000 salariu minim pe economie impozabil. O să vedem dacă actualul guvern de tehnocrați, cu ghilimele de rigoare, o să aplice ceea ce prevedea vechiul guvern, prin care anumite măsuri de ordin social. Pentru că a fost un partid de stânga până la urmă și s-a axat pe măsuri sociale, dar nu fără fundamentale. Pentru că nu poți să zici că e o măsură populistă sau electorală în momentul când mărești salariul minim pe economie, care l-a preluat la 7.500.000 paremise bani vechi și îl duce la 12.000.000. Poate fi electorală asta. Electorală era dacă îi făcea 9.000.000 bani vechi. E un lucru de bun simț în care trebuie să-i asigur un om, știu eu, nu traiul decent, dar măcar existența de zi cu zi, așa cum o putem noi numi de zi cu zi. Nu poți să zici că e o măsură populistă și electorală când îi mărești pensia cu 5,5% și îi mai dai 100.000 de lei vechi. Nu poți să zici că e o măsură electorală și propagandistică când îi dai, când le dai la medici 25% sau la profesor, la cadre didactice, în condițiile în care au salariile cele mai mici din Uniunea Europeană. Și de aia ne pleacă medicii și au plecat în masă, de aia au plecat și profesorii și ne confruntăm cu această lipsă de cadre în mediul sanitar și mediul școlar. Deci despre asta este vorba. Nu pot să mai zici că e măsură populistă și electorală, să mă repet de fiecare dată, când vrei să duci TVA-ul de la 24% la 20%. Pentru că ai în vedere să mărești, să dai speranță și să dai, știu eu, avânt mediului de afaceri. Nu poți să numești iar electorat și propagandistic, dacă vreți până la urmă, și populist, că ai redus ceaseul cu 5%. Pentru că, iar, vin și vă spun, acest lucru duce la încurajarea firmelor mici și mijlocii. Nu poți să zici de la pâine, că s-a făcut și la alimentele de bază, dar acum la pâine a trecut, s-a făcut 9% taxă pe TVA-ul, în condițiile în care evaziunea la mediul panificației era foarte mare. Și cu 9% s-au strâns bani mai mulți la bugetul de stat decât era cu 24%. Deci închipuiți-vă că a descurajat evaziunea. Pentru că ăsta a fost scopul principal. Și de asta vă spun că mărirea alocațiilor și multe, multe, multe alte, mărirea ajutorului social și așa mai departe. Sunt foarte, foarte, foarte multe măsuri care, într-adevăr, sunt de stânga, au fost îmbrățișate de guvernul de dreapta. Până la urmă au avut a fost un guvern USR, un partid de stânga și unul de dreapta. PNL-ul de dreapta, USR-ul, Partidul Social Democrat de stânga. Și au conlucrat și au contribuit împreună la planificarea, sau știu eu, la punerea pe hârtie, la creionarea acestui program, acestui plan de dezvoltare a României, la aceste lucruri pe care trebuiau să le facă împreună. Din păcate, această coaliție s-a rupt și știți dumneavoastră ce s-a ales atunci și ce s-a ales acum. De asta vreau să vă spun, să revin la subiectul nostru. Totdeauna când te duci, bugetul unei localități, a unei comune, este format din trei piloni de bază, sau trei capitole. Din veniturile proprii, deci care sunt din taxele și impozitele care se strâng de la cetățenii comune, persoane juridice, persoane fizice, din
bugetul pe care îl primim de la administrația financiară, 2, și din bugetul pe care îl primim din cotele pe TVA de administrația financiară și din ține planifică Consiliul Județean. Deci sunt 3 capitole, mai bine din 3 locuri. Orice administrație publică locală din țara noastră, din 3150 de administrații publică locală, comune la un loc cu orașe, n-ar putea, hai să zic, să fac o demarcație. Poate orașele au, nu cunosc la Onești. Sunt orașe mari, care sunt bine industrializate și pot să-și asigure bugetul propriu, din taxe și impozite. Nici Onești. Nu cred. Deci nu poate să-și asigure bugetul din taxele și impozite proprii. N-are cum. Că dacă ar fi, într-adevăr, cum se spune, autonomie locală și financiară, toate primăriile s-ar închide. Și dumneavoastră știți foarte bine, din mass media și după de pe sticlă, că multe primării s-au închis, s-au pus lacul și au plecat. Nu și-au mai plătit curentul, și-au mai plătit telefoanele, nu și-au mai plătit banii de taxe și impozite, iluminat public și așa mai departe, și-au pus lacul pe ușă și-au plecat. Ați văzut că la televizor nu reinventez eu. Nu, toate primăriile s-ar închide, nu poate trăi, ar trebui să pun niște impozite și taxe locale pe oameni exorbitante, ca să poți să, într-adevăr, să funcționezi ca și primărie. Pentru că, acum revin la buget. În cadrul unei instituții locale, unei administrații locale, a unei inspecții, a unei primării, bugetul se împarte în două părți. Buget de funcționare și buget pentru investiții. Bugetul de funcționare este ce se compune? Salarizarea funcționarilor și salariaților contractuali din primărie, a Consiliului Local în speță, pentru energie, pentru combustibil de foc, pentru telefonie, pentru tehnica IT, deci calculatoare, pentru servisarea la toate lucrurile astea, iluminatul public și așa mai departe. Deci, în mare, aprovizionare cu hârtii de fax, de Excel și așa mai departe. Nu intru în toate, dacă vreți să le enumăr pe toate, sunt foarte multe. Acela este bugetul de funcționare, în care trebuie să funcționeze. După care vine bugetul pentru investiții. Bugetul pentru investiții este acel buget, sunt acele sume, sau acea sumă, care o repartizez pe investițiile mari pe care le ai de planificate în respectivul an. Și la noi știți foarte bine, în anul care mai avem o lună și jumătate, știți ce investiții am avut? Am avut îmbrăcăminte bituminoasă în lungime de 1 km, care s-a realizat, este finalizată și a trebuit să avem și noi partea noastră de contribuție, financiară vorbesc. Avem acum acea investiție de 60 de miliarde bani vechi, cu tot cu TVA, privind asfaltarea drumurilor locale Coțovanești și Borșani, în care avem și noi partea noastră de contribuție de 10% plus organizarea de șantier. Avem parcul de la satul Borșani, care este în curs de, adică e aproape spre finalizare, azi și mâine probabil va fi gata, care avem partea noastră de contribuție. După aia avem grădinița din satul Bâlga, în care am demarat partea de proiectare și n-am trecut la execuție, dar s-au cheltuit și acolo bani pe proiectare. Și multe altele, multe investiții. Dar în același timp ai și pentru reparații curente la instituțiile publice, la primărie, cu aprobarea dumneavoastră și la obiective de cult, vorba de biserici, și așa mai departe. Deci despre asta este vorba. Acum, iar revin la subiectul nostru pe care îl dezbatem și spun că noi am căutat, și mă repet încă o dată, nu vreau să plictisesc, am căutat, ținând cont de componența demografică a comunei și de starea socială a comunei, să mergem pe taxe și impozite cât se poate de mici. Dar sunt anumite capitole în care ni se impun sumele, anumite capitole în care rămânem la sumele din anul trecut. Ați văzut, de exemplu, modificarea importantă este că la curs construcții se plătește și terenul de sub casă și există o plată pe care ne plimbăm. La 789 la 1789. Ați văzut că am ales 1000. Deci ne-am dus la 25% din plaja care ne permitea. Cam 20-25%. Am căutat și la celelalte taxe. Haideți să vă mai dau un exemplu. La
taxele în restaurantele. Consiliul local va ducă până la 40 de milioane. Și acolo am zis, că am discutat, pentru că ne-am adunat contabila, eu, domnul secretar, fata de la impozite și taxe, și am zis, stați un pic, haideți să ierarhizăm. Nu poți să-i dai lui ăla care are ocupat numai 30 de metri să plătească la fel cu ăla care are 150 de metri. Și am luat până la 100 de metri, atât până la aia, și ne-am dus până la 15 milioane bani vechi, cel mai mult. Deci nu ne-am dus nici la jumătate, nici la 50% din alea 40 de milioane pe care le prevedea nouă cod fiscal. Am scutit de aici, aici au fost scutiți și am venit cu... Nu știu, dacă vreți punctual ceva să vă mai prezint, eu le știu de doar ce avem noi acolo, se poate. La taxele speciale. Sunt taxe care au rămas așa de ani de zile. La fel. La extravilan. La fel, n-am indexat nimic. Deci noi unde am modificat, este taxa de restaurante, că au venit așa, au venit și ați dus, când ne-am decât la 35-40%, la dincolo unde ne-am dus numai cu 20-25%, deci foarte puțin. Vă spun, dar mă duceam cu aceleași taxe ca anul trecut, oricum nu putea ieși la fel ca anul trecut, sub nicio formă, pentru că au intervenit modificări la lege. Avea să zic că peste rând, nu ați putea să cu mâna întinsă să vă dea finanțele publice și Consiliul Județean, dumneavoastră, care e contribuția dumneavoastră acolo? Aici intervin și eu. La ultimul control la Curtea de Conturi ne-au întrebat care sunt majorările Consiliului Local. Și atunci ne-au întrebat cum puteți face bani la dumneavoastră, nu? Corect. Deci trebuie scos bani și din iadul seacă. Și vă mai spun o chestiune. Aceste taxe și impozite locale nu le adunăm pe toată dată. La ce preconizez eu acum, că se va, vor fi veniturile noastre proprii pe nou cod fiscal, va fi undeva, tot undeva de 4-5 miliarde. Pe an, bani vechi. Eu tot în bani vechi vorbesc, pentru că parcă vine mai ușor. Și la 4-5 miliarde, în condițiile în care primăria Comunei Coțofănești cheltuiește anual aproape 100 de miliarde. 100 de miliarde, am spus, buget de funcționare și buget, și buget pentru investiții. Deci închipuiți-vă că 5 la 5 miliarde înseamnă 0,02%. Nu? Bun. Deci închipuiți-vă că este foarte, foarte, foarte puțin. Dar asta nu înseamnă că ne dă dreptul să punem birul și cover pe capul oamenilor. Am ținut cont de... Și încă o dată, chiar dacă am ținut cont de stare economică și socială a Comunei, și zic eu că ne-am pliat pe realitatea din Comuna Coțofănești. Dacă vreți să dau un exemplu de la comunele alăturate, nu știu dacă vă ajută. Dar acum, dacă vreți să vedeți, uitați-vă pe site. Nu neapărat pe site, pe ședințele Consiliului Local, care sunt date, vă uitați pe Căius, Consiliul Local, de exemplu Căius sau Uriteștiul. Consiliul Local, ședința Consiliului Local, și sunt televizate dumneavoastră și vedeți ședința cap-coadă și acolo să vedeți ce au votat dumneavoastră ca și din părți și ce au votat noi. Și o să faceți o paralelă, o comparație. Atunci o să vedeți că taxele noastre sunt, nu cred că avem nicio taxă mai mare ca a unui comun din jurul nostru. Nu nicio formă. Asta nu înseamnă că dumneavoastră au greșit că și-au, probabil că situația lor de economie socială este mai bună ca noastră. Nu știu. Au anumite considerente. Comuna este mai mare, are un potențial economic mai mare cu agenții economici importanți. Luăm Căiuțul, exact. Are două fabrici de lemn, are, oricum, e, nu se compară cu Ciobaneștiul. Dumneavoastră cu 6.000 locuitori, noi suntem cu 3.000 de locuitori. Și contribuția la persoanele fizice. Una să ai 1.200 de gospodării care vine la bugetul local și de bani, una să ai 3.000 de gospodării să vină de aia. Plus câți agenți economici mici și au și de mare calibru la Căiuț. E acolo acea barastieră cu marmură, cu cea mai stată dumneavoastră. Și e foarte bine că și-au atras asta. Și noi am încercat, avem și noi câțiva agenți, dar oricum nu ne comparăm cu Căiuțul. Nici măcar cu Iurechești, pentru că au prins după timpul Ceaușescu rezervele statului, unde toți salariații, funcționari de acolo, plătesc impozite pe salariul la primărie, plus acele clădiri care ocupă un perimetru destul de mare care plătesc și poștile la primărie, plus baza tubulară pe care o are iar moștenită după timpul vechiului regim și plătesc la ea. Deci alt potențial se adună.
Deci de asta v-am spus, nu înseamnă că dumnealor își permit, patrat își permit să învăță taxele mai mici, să zic eu. Mai mici. Dar nu sunt mai mici, aici e culmea, că sunt mai mari. Adică își permit să poate să mai avuți și pot să-și plătesc. În rest, eu ce vă spun, dacă mai aveți ceva punctual de întrebat, eu vă stau la dispoziție, la ceea ce eu nu încerc. Păi să-mi fac o completare, dacă nu vă supărați. Nu mă supărați. Deci, noi nu ne abținem, noi suntem împotriva oricărucă și taxe și impozite. Deci, suntem împotriva. Am înțeles, deci abținerea așa împotriva. Lista în felul următor. Dacă ați făcut una asta o aici pentru guvernul Ponta, dacă tot au adunat atâtea taxe și impozite, dacă tot au avut atâtea ca ta creștere economică, pentru ce mai e nevoie de, de creșterea impozitelor? Pentru că trebuia să mai ia mie impozit pe pământul de sub casă. Dar de ce nu au ieșit prin mass media, la televiziune, undeva să spun, așa cum a ieșit și a spus, noi dăm la profesor 10%, dăm la medici 25%. De ce nu a spus și lucrul ăsta? Îi luăm și un prostor la care stă la țară și are o pensie de la colectiv de 350 de lei, impozit pământul sub casă. Bine, n-are legătură cu noi. Asta a fost o completare. Și mă deranjează. Avem cartierii în Bâlca și la țigani acolo. Cartierii noi, cu case mari frumoase, mai frumoase decât a noastră. Eu n-am reușit de 3 ani de zile să-mi dau decorativul sau un var pe casă. Și am și salar și una, ca orice om normal. N-am reușit că n-am bani. Nu e o rușine să recunosc lucrul ăsta. Mă uit în țigani acolo, case noi frumoase, acolo la marginea pădurii, pe malul apei, păi aia pot spune că au acolo pensiuni. Și au taxe și impozite mai mici. Am văzut că plaja e mai mică acolo decât la. Poate am înțeles greșit. Așa se vă explic. Lăsați-mă numai, să termin, nu vă supărați. Deci nu vreau să-mi iau, nu, deci asta nu este o chestie, e o părere personală și cred că colegii mei de la Partidul Național Liberal mă susțin. Despre bani la bugetul local, să nu mai facem comparații cu localitățile vecine. Nimeni nu ne-a oprit pe noi să atragem investiții. Dar nimeni nu o să vină la Coțofănești să investească atâta timp cât e debandat de asta, cu furturi și cu hoții în Coțofănești. Cine o să vină să investească? Păi ce credeți? Că putea să-și permită la Căius care a făcut, că am auzit pe Florin spunând de ăla care a făcut lacul ăla, balta aia de pește. Păi cum să vină cineva să investească să facă o baltă de pește la Coțofănești? Păi mai culege ăla un pește acolo. Nu culege, vă spunem. Deci, haideți să vedem lucrurile așa cum sunt. Deci, nu votăm. Deci nu suntem împotriva creșterilor taxelor pentru că avem ceva cu cei de la putere. Să fie foarte clar. Asta e tot ce vreau să spun. Deci suntem pe niște chestii clare, fără nicio... Deci să nu fim interpretați, să nu fim întrebășiți. Vreau să pierd ideea. Da. Dar să te voi cu care să dai răspunsul și lui. Păi nu, vreau să dau răspunsul de unui consilier. Haideți să vă spun despre ceva. Dumneavoastră a spus că guvernul Ponta nu a ieșit. Haideți să nu mai discutăm, lăsați-i naibii, că oricum dar, nu le bag în traiță. Nu dați voie să, nu dați voie să reproduc ce ziceți dumneavoastră. Da, bine, am cerut. Dați voie să reproduc ce ziceți. A spus că guvernul Ponta a mărit la profesor, a ieșit și a spus. Încă n-a mărit, încă n-a mărit. Încă n-a mărit. A vorbit. Și a zis că n-a ieșit să spună că trebuie să plătească ăla la țară. Eu țin să vă reamintesc că acest cod fiscal a fost discutat și răzdiscutat în Parlamentul României. Parlamentul României este format din mai multe partide, de reprezentanțe mai multor partide politice, care sunt trimiși noștri, vrem nu vrem, în Parlament. Eu am votat cu partidul pe care l-am susținut, dumneavoastră, și am trimis acolo. Și eu tot acolo am votat. Bun, foarte bine. Păi de asta. Bun, dar au ieșit și de-ai noștri și de-ai da, da, nu, corect. Eu... Deci, acei oameni acolo, parlamentari, fie deputați, fie senatori, au interesul să ne reprezinte pe noi. Au interesul, dar ar trebui să ne reprezinte pe noi. Obligație. Obligație. Bun. Să ne reprezinte pe noi. Acest cod, ca să știți foarte bine că a fost întors odată la convocare. S-a discutat punctual pe anumite chestiuni care nu erau, care i s-a părut domnului președinte, nu știu cum, după care s-a trimis înapoi la promulgare, deci, cu acordul, repet, cu acordul tuturor partidelor, s-a votat codul fiscal. Aproape că a fost unanimitate, mai sunt miri și ăștia. Și s-a dus înapoi la președinte pentru promulgare. După care președintele, președintele României, considerând că codul este în regulă și că Parlamentul și-a făcut datoria, a promulgat legea prin care a fost aprobat codul, codul nou cod fiscal. Deci,
Că spuneți că nu s-a dezbătut, nu s-a dezbătut pe fiecare vreo. Dar ei acolo pe comisie, așa cum a fost dezbătut aseară doamna de la propusă pentru justiție, așa au dezbătut în comisiile parlamentare, fie senat, fie cameră deputat, s-au dezbătut problemele de pe codul fiscal. Și fiți sigur că s-au dezbătut punct cu punct, începând de la impozitul de curs clădiri și până la multe mai grave, restaurantele și așa mai departe. Deci, e o chestie pe care și-au asumat în toate partele. Acum, încă o dată, eu spun, eu nu mă supăr că dumneavoastră, vă abțineți. A zis că nu votați. Corect, de dreptul dumneavoastră, condițional, vă obligăm să votați. Nu votați, nu votați. E problema dumneavoastră. În ceea ce privește investițiile, eu, dacă ați fost atent ce am spus eu, că cele mai multe investiții cu agenții economici pe care le are Crăiuțu și Urechești în special, sunt dinainte de 89. Deci nu-i meritul nici a domnului primar. Sunt și după. Sunt și după. Dar nu, nu. Sunt și după. Da, am spus. Dacă ați fost iar atent la nuanța. Am fost. La nuanța. Am fost. A celor spuse de mine. Am spus că Crăiuțu și în special Urechești. Deci la Urechești chiar din... La Urechești au rămas. Aici. Așa este. Sunt de acord. Și credeți-mă că dacă eu la Urechești primar PNL și ar trebui să-l lau și nu-l lau. Da. Bun. Și de asta vă spun că au moștenit. La vă rog că au moștenit. Și la noi. Au venit, nu au fost furați cei care au venit, cei care au avut grajdurile de jos. N-au plecat că au fost furați. Au fost plecat că au dat faliment. Problema lor de management și de administrare a afacerii. Ceilalți care au venit, uite, Stoian, dacă e un om serios, vrea să facă treabă, face treabă, nu fură nimeni. Haideți să lăsăm o reacție, da, nu vorbim. Stați, om, domnule, l-am dat cu ăsta. Nu-l mai dați. Nu-l mai dați, Stoian. Bun, nu merită. Nu, merită. Dar haideți să ne uităm un pic la spate. Da. Știți că vor să facă o rafinărie ecologică la voi aici, la Cotopânești, da, cineva, și nu mă bucătiți din pământ. Vă rog lăsați în tot foarte mic. Vă cer să vorbim. Da, stați, ordonat. Vă cer. Cei care au vrut. Uitați acum, domnul primar de la Onești nu se teme de furat și vine și deschide o moară la, aici, la intrarea spre Borșan. Nu mai visați așa. Știu că... Doamne, vă rog frumos să mă lăsați. Să-mi duc la capătul ideii. Foarte bine. Așa, dumneavoastră, lăsați-mă să-mi duc la capăt expozeul și după care dumneavoastră o să spuneți ce doriți dumneavoastră, ca fără eu să vă întrerup. Decât dacă îmi permite să vă răspund, dacă mă plice. Bun. Așa. O să vină și domnul primar, o să se mai găsească și o să vină și la grajul ăla. Barta, cum îi spunem noi, Barta Vioasă, este concesionată. Probabil că o să o demareze o afacere și acolo. Asta este potențialul nostru. Atât putem spune. Noi am dat și către Consiliul Județean și Prefectură. Ni s-au cerut o situație în care am dat ce facilități puteam noi să le acordăm eventualilor investitori în zonă. Și le-am spus că le putem pune la dispoziție spații, terenuri, să scutim 2-3 ani de zile. Deci noi am făcut tot ceea ce ținut de noi. Că a venit mai mult sau puțin, asta e. O să vedem, poate o să vedem viitor. Despre asta era vorba. În rest, cu clădirile, ca să răspund și la clădiri și la astea, fiecare individ, cetățean, care are anumite bunuri și valori, trebuie să le declare la fisc proveniența venitului. Nu e treaba mea ca și Consiliul, ca primar, nici al dumneavoastră ca și Consiliul Local să le întreb de unde și cum. Este datorie legală să-și declare venitul și dacă l-a prins că a umblat cu cioara vopsită, treaba lor îi pune sechestrul, ea nu știu ce și nu știu cum. Deci nu e treaba noastră cu ce s-a făcut la casa sau cu ce a împopoțonat-o. Cu ce, știu eu, briz-brizuri am mai pus el pe acoperiș sau pe lângă acoperiș. Despre asta este vorba. Eu n-am spus că l-aș fi făcut casa din alte venituri pe care nu sunt sustenabile pentru el și pentru familia lui. Eu am spus că nu vreau să aibă alt bar din impozitare. Am uitat și nu vă scuzați. Nu mă interesează cum și-a făcut la casa. Scuzați-mă, nu are nicio, hai să vă spun. Noi avem o zonificare făcută, bine că ați spus. Nu vreau să fiu înțeles greșit. Mi-ați ridicat deja la fiecare. Avem zonificare pe comună. Și zonificarea este următoarea. La Bâlca e mai mic. Bâlca și Borșaniu sunt în zona A, rangul 5. Coțofănești, zona A, rangul 4. Inclusiv timp mai mult decât cei din Bâlca.
Coțofăneștiu plătește, este o marșă foarte mică, foarte dar mic. Trebuie, plătim suntem obligați, ce se întâmplă? Nu vă supărați! Eu da, se plătește, dar suntem obligați prin lege. Da, nu mă interesează, credeți-mă, deci nu am văzut. Suntem obligați prin lege, ca să facem ierarhizarea. Vă dau dreptate și nu vorbesc. Vă atrag atenția că nu aveți dreptul să vorbiți în timp ce vorbesc ca. Bun. Haideți ca să, dacă îmi permite, domnul președinte, vă rog, haideți că ne ducem prea la. Haideți să nu ne dezicem de ceea ce am făcut noi în ședințele anterioare, acum câțiva ani. Știți foarte bine că a existat această zonificare. Da. Am făcut-o tot noi și ați aprobat-o tot dumneavoastră, deci propunerea a fost prea. Domnule, acum nu mai avem, deja discutăm despre pelea ursului din pădure. Păi am făcut o zonificare în care dumneavoastră ați ridicat mâna și a zis că e corect. Coțofănești să fie de zona A, Brangul. Da. Cât este Bârca și Borșanu să fie, și e normal, fiind sat de reședință de comună, sigur, să fie mai mult, pentru că are anumite facilități. Poliția lângă el, dispensarul lângă el, dispensarul sanitar veterinar lângă el, poșta lângă el, cecul lângă el, să anumite, anumite facilități. Și e normal să fie așa, să fie o ierarhizare, dacă vreți. Bârca și Borșanu intrat, iar Tămășoara și cu Boiștea, care e săraci, lăsați peste trotul și... De-abia eu ajung o dată pe lună, o lună și ceva la ei, avem 15 gospodării mari și late, locuite. Le-am dus la, normal, la zona D, zona D, la zona A4, la acum ar fi, zonă. La ultima zonă, să plătească mai puțin, pentru că la, până vine la Coțofănești să plătească taxe și impozite, trebuie să plătească 100.000 de lei vechi ca să ajungă la noi. Să trece până la Căiești, la Căiești vine încoace, că nu poate trece peste totuși. Pentru 15 familii nu se poate face pod peste totuși, pentru că nu se... nu se motivează investiția. N-ai cum să faci o investiție de 100 de miliarde pentru aia. Asta e. Nu că n-ar merita. E cetățean român și ar trebui. Dacă am avea bani. Corect. Da. Da. Despre asta era vorba. Da. O să mai spun o vorbă și încheie. Îmi permite, domnul președinte. Poftiți. Deci, a spus dumneavoastră că domnul Ponta o mers cu legea asta în Parlament. A venit cu legea asta 227 în 2015 pentru mărirea taxelor și impozitii. Impozitul, codul fiscal a fost aprobat de toate partidele. Da. Nimeni nu poate să-mi ia mie dreptul să nu fiu împotriva legii 227. Așa cum sunt împotriva legii electorale care spune că primarul trebuie să fie ales într-un singur fel, care e nemucat. Și precis, așa că, ca de momentul ăsta încheiem discuția. Domnule președinte, lăsați-mă, eu chiar închei. Lăsați-mă că batem la pampi. Băi, ajunge. Eu am și specificat și dumneavoastră, iar n-am fost atent. Doamna care e redactat procesul. Nu, nu era completare, pentru că nu e completare, pentru că eu am specificat. Este dreptul dumneavoastră să votați sau să nu votați taxele și impozite locale. Am și spus, de două ori am dat. Așa? Și este, v-a spus, nu aici, nu există loc de întoarcere. În ceea ce privește cu... Domnul Ponta, nu mă-i pomeni. Trebuia să rămână prim-ministru. Eu am regretat că și-o dat demisia. Să rămână prim-ministru și să-și asuma că nu are lucrurile astea el. Și achiesez la ce a spus dumneavoastră. A, a făcut o mare greșeală și-o dat demisia. Foarte rău. Sincer. A fost forțat. Dacă, nu, sunt, se intrăm pe, dacă vreți să intrăm pe subiect. Dar n-are rost. A fost forțat. Nu? Ba da, a fost forțat. Vă cer ca să lăsăm asta. Așa, ca să achiesez la ce spunea dumneavoastră, sunt într-un totul de acord ca alegerea primarului să fie din două tururi, din mai multe motive. Și am să spun doar două. Pentru că este absolut democratic să se aleagă din două tururi. Și am să vă mai spun, pentru că la punctul 2, că îi dă foarte mare legitimitate turul 2. Adică, da, sunt absolut de acord. Uitați, vedeți că avem un punct de vedere comun? Și eu îl spun de mult pe ăsta, dacă vă aduceți aminte că l-am mai repetat. Da. Eu sunt de acord cu alegerea primarului dumneavoastră lucrul ăsta. Poftim? Nu m-a reproșat dumneavoastră lucrul ăsta, că vă știu părerea. O știați de mult. Da. Am spus-o de mult, că nu e corect și nu e democrat. Și uite, și acum o reinteres și o susțin. Repet că nu m-a reproșat dumneavoastră. Vă mulțumesc frumos, domnul Plopsorin. Dar dacă vreți tot o complicare, scuzați. Știți care vreau? Hai să vă spun de jocul politic. Dacă tot o să ne vadă pe stică mai multe lume. Știți cine a fost de acord cu primar din Vodul? Știu, PNL. PSD-ul și PNL-ul. Da. Păi și atunci a spus că așa cum nu sunt de acord... Nu ai fiind la PNL-ul, la PSD-ul, ei doi și-au dat până și-au zis, domnule, fiindcă avem primari foarte mulți și să nu-i pierdem, hai de urmă dintr-un zi. Așa cum am spus că nu sunt de acord cu codul fiscal votat de PNL? Motivul e politic. Domnul Plop, v-ați exprimat dorința de a vorbi, da? Vă ascult. Legat de... Vă rog frumos. Domnul președinte. Da.
Legat de problemele discutate anterior și prezentate, care s-au prezentat în momentul de față, eu am solicitat datele anterioare, chiar și scriptic, prin adresa de mail. N-am primit decât numai punctele de discuții, dar pentru documentarea la toate punctele respective, eu n-am avut de ce să mă documentez. Serviciul fac zi lumină. Am reușit, am plecat de la pădure ca să vin să stăm legat de problema asta. Printr-o hotărâre de Consiliu, cum a spus și dumneavoastră, domnul primar, s-au trecut suprafețe construibile legate ca suprafețe intravilane. Suprafețele respective, în funcție de zonă, în funcție de zonă, cum a spus dumneavoastră, cu zonarea, cu rangul A, cu, da, cum a spus doamna referent, și la asta cresc prețurile, nu? Sigur. Da. Păi sigur, și cresc. În funcție de rangul și zona în care... Trebuie să ne gândim puțin că și populația este îmbătrânită din cei care lucrează terenurile respective. Și producții prea mari datorită vremurilor care sunt... Așa, dar extravilană. Nu, 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 nu. Eu bănesc că se referă la zona asta, la, referă la zona asta până la drumul Tămășorei sau Trune. Legat și zona Coțofănești, deci, și Borșan. Deci intravilană, nu? De intravilană. De intravilană vorbim. Exact. Nu sunt modificări. Nu. Sunt exact aceeași niveluri ca și anii trecuți. Deci acolo, acolo nu există construcții. Deci haideți să facem o departajare. Dar este vorba de taxare. Că am înțeles, dar tu reține chestii, te rog. Deci se plătește terenurile de sub construcții. Ori aici la Poarta Țernii, cum îi zicem, la Borșan, da? Da. Nu este construcții. Eu am făcut două case pe stânga, acum ne ducem acolo, două căsuțe mici. Dar hectarul ăla, ca să-l luăm alu' care este, nu, ăla rămâne la aceeași valoare. Sigur, nu, deci, se modifică. Deci se majorează acest capitol numai la terenurile sub construcții. Curți construcții. Curți construcții. La categoria de folosință sunt modificări doar la curți construcții. Atât, la alte categorii nu sunt modificări. Terenurile arabile intravilane, terenurile vii intravilane, teren arabile extravilane nu sunt modificări. Știu că atunci când a fost hotărârea de Consiliu, da, în momentul respectiv, lumea cam vocifera legat de chestiile astea. Domnul Florin, în ce privește impozitul pe teren arabile extravilane, este foarte puțin. Foarte puțin. Deci, 28 de lei la un hectar pe teren arabil intravilan. Gândiți-vă și dumneavoastră cât poate cuprinde un om. Noi trebuie să pe lângă casă să aibă un este îmbătrânită. Sunt singurii contribuabili în momentul de față care vin cu bani și achită taxele și impozitele locale. Ei vin primii, este și termenul ăla de 10%, da, care trebuie, da, să ne gândim că în momentul de față sunt în mare majoritate care se duc. Se duc, adică decedează și... Cu asta regretăm și noi. Și deplătit, tineretul nu mai plătește cu mine. Dar pensiile n-au fost necășiți? N-au luat pensii, eu nu știu, că pur și simplu le-au luat cum le-au luat și s-au sacrificat pentru serviciul. Hai să fim serioși, că ai fost lângă mine atunci. Lasă-l dracului pe pedele, nu mă mai amăr. Ai fost lângă mine? Nu vorbesc, nu vorbesc. Hai, stai, s-a luat, salarii, s-a luat pensii, s-a luat mămăriga, s-a luat cali, s-a luat pensii. Am luat tot ce-a luat pudra. Pe viitor solicit încă o dată de a fi trimis, am adresă de mail, ca să vă pot documenta. Haideți să stați un pic, domnul președinte, dați-mi voie să mai intervin, pentru că simt nevoia. Domnul mă consider plot. Eu am pretenții dumneavoastră că sunt un om pregătit și cu studii superioare, de facultate. Codul fiscal este votat de mult și dumneavoastră puteți să intrați pe codul fiscal și dacă vreați să ne dați totuși o lecție de bună citire și de lecturare a codului fiscal. Acum venea dumneavoastră cu niște propuneri care să mă lăsați în loc site. Nu m-ați lăsat deloc. Deci codul fiscal trebuia să-l știți. Pentru că dumneavoastră a fricat, nu am pretențiile celorlalți că m-au ridicat. Trebuia să-l știți. Și nu vreau să vă transmită. Când vreți să vă transmite pe e-mail, eu n-am nimic împotrivă. Este datoria domnului secretar prin lege, prin legea administrației publice, locală numărul 215, pe domnul. În schimb, atunci când este stufos materialul de codul fiscal, de aici de acolo, e greu de transmis la toți consilierii. Pe
Trebuie să stăm două zile. Bun. În afară de asta, dacă totuși vreți, totuși vreți să fiți bine informați, este bine că în ordinea de zi o știați. Știați că se discută un subiect foarte important în cadrul Consiliului Local, de care depinde dezvoltarea noastră pe 2016. Eu, dacă eram ca dumneavoastră, le-am cu o oră înainte. Ceream domnului secretar materialul, am operatorul de rol, căruia țin să-i mulțumesc de activitatea pe care o desfășoară. Că și vine și câteodată stă până și seara pe dușa documente acasă, pentru că vreau să sutenească în această, în această perioadă de vreo 5-6 luni de zile, dacă nu și mai bine. 8. Pe agentul, 8 luni, uitați, pe agentul agricol care este pensionat periodic pe caz de boală, și mulțumesc pe această care. Eu veneam cu o oră înainte, studiam, îi chema și dumneavoastră și pe domnul secretar, ce le-am informat și nu mă citam și la mine, dacă credeți că sunt util cu ceva cu informație. Am și așa, așa era treaba. Așa o văd. N-am reușit. N-am reușit. Dar legat de problemele astea, da, trebuia... Mai un vopat cu ora. Trebuia specificat unde crezi valorile. Și atunci aveam să le văd. Am spus, domnul. Prezentat, domnul operator de lor, a prezentat foarte bine. Și eu mai văd pe totodată. Pentru că sunt punctuale. Aveți două, trei chestii punctuale. Este la curs construcții. Și v-am spus și am bătut aici moneda. La clădiri. La clădiri, la taxe de restaurante, da, și în rest nimic important, aproape că a rămas același. Deci despre asta este vorba, nu de parte de mine, nu de a face moral cuiva. Dar eu așa aș proceda. Este punctul meu de vedere, vă rog să-l respectați. Îl respectăm și dumneavoastră ați întârziat și eu am întârziat. Dați-mi Domnul președinte, mai pe mine, nu vreau să fac polemica dumneavoastră, că nu aș vrea să râdă lumea care se uită la ședința asta. Domnul, dacă știți foarte bine legea 215 pe 2008, și eu am mai spus-o dată și cineva mi-a retezat-o cam scurt. Eu, ca primar al comunei Cocioanești, Olar mă numesc, nu am nicio obligație să vin în cadrul ședinței Consiliului Local. Așa. Dar din respect pentru Consiliul Local, eu am obligația să vin să vă prezint ordinea de zi, dumneavoastră să dezbateți, să votați ce vreți dumneavoastră. Dar din respect pentru Consiliul Local și pentru cetățenii comuni care m-au ales, n-am făcut niciodată lucrul ăsta. Este prima dată în întârzi la ședință, nu știu dacă am întârziat la vreo ședință. În 4 mandate și unul de viceprimar la aproape 20 de ani, n-am întârziat la nicio ședință și n-am absentat. Cu precizarea că atunci când am fost plecat la Iași cu o investiție, la București, la finanțele publice, la proiectul, atât în rest, n-am lipsit la nicio ședință. Și mă repet încă o dată, din respect față de Consiliul Local, din respect față de persoana mea și de cetățenii pe care m-au ales. Da, vă mulțumesc. Domnul președinte, dați voie să am ultimul cuvânt. Nu, domnule. O frază, vă rog mult. Nu, domnule, ați luat de 4 ore, aștept și eu, așteaptă și Artan. A, nu ce aștept după dumneavoastră și după domnul Artan. Nu, să mai spun și eu o frază. Comisia, vă rog. Comisia avizează favorabil. Avem o oră jumătate la un obiect. Până de seara la 10, noi nu terminăm. Nu, președinte, suntem votați cu ora aici. Vă rog mult, noi nu suntem cu ora. Știu, dar nu, așa, de ordine. Vă rog să puneți la voastră, domnul președinte. Poftiți, doamna. Poftiți. Nu vreți și răspunsul comisiei? Poftiți, am spus. Așa, vreau eu să am un... Dar, mă rog, scurt. Foarte scurt. Chiar dacă domnul primar nu are pretenții foarte mari, că eu n-am studii superioare, vreau să-l apăr pe domnul Plop. Băi, oameni buni. Să termin fraza, fără supărare. Așa, și să spun că domnul Plop nu solicita legea. Domnul Plop solicita convocatorul. Și ordinea de zi. Așa. La primit pe ăla. Da, l-ai primit? Și ordinea de zi. Domnul Plop a zis la prim material. Astăzi, domnule. Domnul a primit. N-a primit, a vrut materialul de ședință, tot codul fiscal și cu asta. Nu, ce am cer scuze dacă am greșit eu. Ce legi s-a adus? Dacă am greșit, în momentul de față, în momentul de față, spuneți, domnule, a crescut prețul la cutare, se solicită, aia. S-a spus acum, dar așa ceva nu am avut. Haideți să nu ne facem de bără. Comisia, obligația este de a trimite prin mail solicitările care sunt. Eu asta am solicitat. Să fiu informat de ceea ce este. Comisia juridică, cu un număr de 2 voturi împotrivă și unul pentru, propune spre soluționare Consiliului. Raportul nefavorabil. Era pentru că vot nefavorabil. Era până la vot, nu e obligatoriu să fie favorabil. Am înțeles. Supun la vot preaprobarea dumneavoastră. Acum, voturi împotrivă. Acum mai
Cine este pentru punctul numărul 1? Proiectul de hotărâre privind aprobarea impozitului și taxelor locale 2016. Vă rog să numărați. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, atât. 7. 7 da, vot. E numărul minim de voturi care trebuie. Da. Adică 7-8 cu numărul din numărul. Acum, dacă... Stai. Repet, repet, cine este pentru? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9. 8 sunt. Dumneavoastră? Băi, dar m-am numărat. Ce dracu, mă, ce numără până la 8. 8. 8. Deci... Da, acum, dacă îmi dați voie... În unanimitate... Suntem 9. 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Adică cursul nu votează. Cursul nu votează. M-am dat un votează. Nu, nu, deci, în unanimitate... De voturi, proiectul de hotărâri, nu e un an. Jumătate plus. Jumătate plus. Vorul cu cerul de lege. De numărul cerul de lege a trecut acest proiect. Dacă îmi dați voie. Vă ascult. Repete, domnul. Avem o oră jumătate la un... Eu vreau să-l întreb pe domnul Voicu dacă ar fi avut 6 membri la PNL vota tot la fel. Probabil tot, dar tot doi. Da, oricum ar, să știți că sub minimurile prevăzute de lege la impozitul și taxe, nu ne putem opune pentru că alea sunt brâne. Asta e. Da? Asta e. A trecut. Vă mulțumesc. Dacă v-ați exprimat punctul de vedere. Ce vă rog, și vă atrag atenție, mai avem încă 6 capitole destul de puternice. Dacă ne ducem la fiecare... La 4, de cam programat. Nu sunt probleme. Domnul secretar, dar dacă pleacă apostolul să-l învăim, mai îndeplinim condiții pentru continuarea la voturi? Pentru că e o chestie acum. Pe cât suntem? Păi fără el 7. Și la medic. Pe minim, pe 7. Ca prezență în sală. La prezență. Dacă vor vota 7, tot e. Nu cred că mai e problemă la punctul celorlalți. Așa că crezi la ce. Vă supun spre aprobarea dumneavoastră ca virgulă. Apostol Adrian să meargă la medic. Domnul Apostol, să lăsați modul în care votați la celălalt. Da? Da. Trecem la proiect de hotărâre privind aprobarea, scutirea, reducerii de majorări de impozite aferente obligațiilor bugetare restante la data de 31.12.2014. Vorbeam în ședința de rândul trecut. Cu condiția ca ele să fie plătite până la data de 30.03.2016. Ce vă rog? O leagă de operativitate, că nu terminăm nici de seara la 11. Poftiți, domnul Viorelor. Eu, domnul președinte, o să las pe domnul secretar să expună. Și vă ascult. Știu foarte bine. Poftiți. Îl las pe domnul să a documentat foarte bine și aș vrea să nu fie interpretat la prezintea. Vă cer operativitate, vă rog. Sunt dispus și în această problemă. Nu o să citesc foarte mult, o să vă exprim înainte. Deci este ordonanța 44/2015, prin care s-au acordat niște facilități fiscale persoanelor fizice și juridice. Foarte importantă, pentru că ea poate să ducă la creșterea veniturilor la bugetul de stat. În această ordonanță 44, la articol 12, dacă nu mă înșel, prevede posibilitatea Consiliului Local să adopte hotărâri în acest sens, ca și cele din ordonanța 44, cu precizarea că la e vorba numai de majorări sau penalități de întârziere și ne dă un barem până la care putem să aprobăm reducerea, deci e vorba de 73,3% a penalităților de întârziere și majorări de întârziere, înregistrate la 30.09.2015, adică nu contează câți ani, 3-4 ani, mai mult, 5 ani, s-au adunat, într-adevăr, sunt cazuri care au adunat, neplătind integral, au adunat an de an creanțe și mi s-a părut tot mai greu să plătească, probabil că, așa e și normal, să dea o facilitate fiscală să plătească aceste impozite și acest contribuabil să nu mai fie dator la stat, sau la bugetul local, pentru că
Dacă nu plătește, nu plătește. Tot nu mai plătește. Nu plătește în continuare. Avem și câteva cazuri, o să mai se discute poate și aici. Așa. Deci, până în 30, cererile trebuie depuse până în 30, până în 15.03.2016, ca să fie timp de soluționare, să dă o decizie de acordare a înlesnirii la plată de către biroul de impozite și taxe. E un formular de cerere și o procedură prin care se depun aceste documente pentru căderea, pentru reducerea penalităților de întârziere, cum am spus, în bantul de 73,3% din totalul lor, cu precizarea că va trebui plătită și cealaltă parte de 26,5% odată cu debitul inițial, adică cu impozitul brut, cum a venit, la bunilor. Deci cam asta este. Asta vine ca o amnistie fiscală, dar așa și a fost interpretată, ca persoanele care doresc să-și achite obligațiile față de stat, acele creanțe să fie stinse în proporție de 70%. Un lucru foarte bun, cine vrea să plătească aceste creanții, e un lucru care e bun. Eu le-am tins o mână de ajutor la treaba asta, lucru îmbucurător. Vă cer să luați cuvântul pe această temă, fără să nominalizăm cine are debite, cine nu are debite, cine are creanții, cine... Lăsăm pentru altă dată, că nu e. Și târziu. Da, vă ascult. Cine mai vrea să mai ia cuvântul? Comisia, vă rog. Comisia vizează favorabil. Vă supun la vot. Comisia cu trei voturi, juridică cu trei voturi pentru. Da, am înțeles. Mulțumesc frumos. Favorabil și propuneți pe el. Vă supun la vot proiectul de hotărâri. Cine e pentru? Cine se abține? Cine e împotrivă? Mulțumesc. Proiectul a trecut cu 8 voturi, numărăm și fie adi. Pentru că da, da, sunt mai multe voturi. Mai multe. 8 au fost la 3, da. Și 2 împotrivă. Unanimitate, acum. Unanimitate. Da, cu 8 plus 2, probabil. Trecem la capitolul 3 și vă rog, vă rog, trecem la capitolul 3 și vă rog tot la fel să trecem. Proiectul de hotărâri privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe 2015. Vă ascult, domnul primar. Da. Vă rog să faceți puțină liniște. Referat. Subsecretarul Iacom Iulia, contabil la Comuna Coțiuleni, județul Bacău. Având în vedere legea bugetului de stat 186 pe 2015, prevederea articolului 19 alinea 2 din legea numărul 273 pe 2006 privind finanțele publice locale, având în vedere adresa administrației județene a finanțelor publice la numărul 3180 din 29.10.2015, prin care ne comunică modificarea sumelor defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunului orașelor, și anume influente în minus în sumă de 218.000 lei, având în vedere adresa administrației județene a finanțelor publice Bacău, numărul 3256, din 03.11.2015, în care ne transmite influenta asupra sumelor defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor și a sumelor defalcate din TVA pentru echilibrare, rog a aproba în ședința de Consiliu Local rectificarea bugetului local după cum urmează. La capitolul venituri. Capitolul 0750. Alte impozite și taxe pe proprietate. 4.000 lei. Capitolul 1650. Alte taxe pe utilizarea bunurilor cu suma de 5.000 de lei. Se retrage suma de 218.000 de lei din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunului, orașelor, municipiilor. Se suplimentează cu suma de 150.000 lei, care înseamnă 1.5 miliarde. Doamna, venit aici jumătate. Da, cu uroni. Care înseamnă 1.5 miliarde, dar capitolul 110202, sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunului, orașului, municipiilor. Se suplimentează capitolul 110206 cu suma de 141.000 lei, sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetului local. Se suplimentează capitolul 330800, venituri din prestări serviciu cu suma de 7.000 lei.
se suplimentează capitolul 35500, alte amenzi, penalități, cu suma de 20.000 lei. Capitolul cheltuieli. Se suplimentează cu suma de 76.000 lei la capitolul 510210, autorități publice, cheltuieli de personal pentru asigurarea salariilor aferentelor lunilor octombrie și noiembrie 2019. Se suplimentează cu suma de 15.000 lei la capitolul 510220, autorități publice, cheltuieli, bunuri și servicii. Se suplimentează cu suma de 7.500 lei, capitolul 610210, poliției locale, cheltuieli de personal pentru asigurarea salariilor și aferente lunii noiembrie 2015. Se suplimentează cu suma de 1.000 de lei la capitolul 610220, poliție locale, cheltuieli, bunuri și servicii. Se suplimentează cu suma de 3.500 lei, capitolul 670210, cultură, cheltuieli de personal. Se retrage suma de 218.000 lei la capitolul 650210, învățământ, cheltuieli de personal și anume salarii, sporuri și alte drepturi salariale. Se suplimentează cu suma de 116.000 lei, capitolul 650210, învățământ, cheltuieli de personal pentru plata hotărârii judecătorești. Hotărârilor judecătorești. Se suplimentează cu suma de 16.000 lei la capitolul 650220, învățământ, cheltuieli bunuri, servicii, cheltuieli prevăzute la articolul 104 alinea 2, litera B și D din Legea Educației Naționale numărul 1/2011, cu modificări și completări ulterioare. Se suplimentează cu suma de 36.000 lei la capitolul 680205.02, cheltuieli pentru finanțarea drepturilor indemnizațiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav. Se suplimentează cu suma de 5.000, capitolul 5.000 lei, capitolul 700205, alimentare cu apă, cheltuieli, bunuri și servicii. Se suplimentează cu suma de 12.500 lei, capitolul 700205, alte servicii în domeniul locuințelor, cheltuieli, bunuri și servicii. Se suplimentează cu suma de 10.000 lei, capitolul 700206, ilumina public, cheltuieli, bunuri și servicii. Aceasta este de la ANAF suma repartizată, prin care nu s-a repartizat, ci unele acestor milioane de lei vechi, și suma prin care îi se retrage 218.000 lei de la învățământ. Acum ce vă spun, ca să vedeți că, mai spun politica urmă, să vedeți că totuși s-a avut în vedere învățământul la nivel național, deci s-au dat bani în plus pentru cei care au câștigat hotărâri judecătorești, procese care au câștigat de pe timp, de pe timpul guvernului celălalt, ca să nu spun că, și s-au alocat bani pentru cei care câștigă hotărâri judecătorești. Bani s-au alocat mai mult. E ultima. Probabil cu o problemă așa. Și o parte din ei erau pentru cheltuieli de personal, pentru salarii, dar se vede că de bea acum e propus cu 10% și de aceea se retrage înapoi 218.000 lei, înseamnă 2 miliarde 180.000 lei, dacă zic bine, în banii dacă se pot să vă aduc la banii, la banii de. Să facem precizarea că profesorii au primit la 1 martie și la 1 octombrie, 5%. Au primit. Asta ce se vorbește, acum că spunea cineva că nu a majorat, asta este a treia tranșă pentru ei, să-i aduc undeva la 27%. Deci mai mult decât merge. Deci, da, administrație publică locală, asta a fost la învățământ, da. Cei cu influentele 218.000 lei, bani, da. Vechi, noi, pardon. Așa, acum vin la administrație publică locală, din cei 1.700.000, toți banii sunt pentru plata salariilor funcționarilor și salariaților din primărie. Inclusiv a consiliului local, spuneam și asta, a consilierilor locale și a persoanelor cu handicap, pentru că nu ne ajungeau banii. Și am acoperit de ne închidem tot anul și plătim la toată lumea să fim la zero, că așa e normal și corect. Omul să vină la muncă să-și primească salariul, pentru că are copii la facultate, are copii la școală, are datorii în bănci, mai face ceva pe lângă casă, îi trebuie lemne de foc și așa mai departe. Cel cu handicap să poată să-și cumpere medicamentele, să poată să mai plătească pe omul, să-i mai ducă, știu eu, o cană de apă la pat sau să-i mai facă ceva. Și dumneavoastră, domnul consilier, pentru că veniți lună de lună și vă prezentați la ședință, să vă luați bani. Ca de altfel și eu la primar, care nu la serviciu, să primeam bani. Da, despre asta este vorba, iar restul de bani avem la cadastru pe care l-am făcut, deci aproape 1 miliard de lei vechi se duc la salarii și la persoane cu handicap. Restul de bani se duc la plata unor rate pe care le avem la
cadastru pe doamna Păcătorul, pe legele 45. O parte din bani se duce la Ilumina Public, dacă ați văzut. V-am mai spus și repet, la Ilumina Public plătim anual aproape. Se mai supără oameni că nu am toate becurile și așa este. Și eu îmi cer scuze pe această cale, dar vedeți că vine câte o vijerie de asta și imediat îi aranjează, dar firele acolo se mai deplasează. Plătim aproape 800 de milioane lei vechi anual, numai consum, să mai punem schimbul. Noi ce am pretins la oameni, că unii oameni și pe generalitate zi, dar 100 de mii de lei vechi nu plătesc consumul nici pe 3 luni de zile, pe trimestru. Și nu vedeți că noi acasă, la locuințele noastre, persoane fizice, eu, de exemplu, plătesc, pe două luni am plătit și 7 milioane lei vechi, și 8 milioane, și 4 milioane, foarte mulți bani. Nu sunt tot, da. Eu sunt tot. Așa. Și este foarte scump și am mai pus la anumite servicii, deci de la 1 miliard, aproape până la 1 miliard 500, au fost plătit la anumite servicii și la anumite consumuri. Restul ăștia sunt bani și este foarte bine că a făcut această rectificare de buget, pentru că a fost o gură de oxigen foarte importantă, pentru faptul că dacă nu vine această rectificare pe pozitiv, că de regulă, se mai fac rectificări și pe negativ. Așa, știți dumneavoastră că am avut noi anul anterior că mi s-au luat din bani. Uite că nu aveam să ne achităm salariile, și pentru că asta era cea mai importantă în urmă. Și nu în ultimul rând, și celelalte datorii pe care le avem. Pentru că, până la urmă, e bugetul funcționare. Aici tot i-am băgat la bugetul funcționare. La investiție n-am băgat aproape nimic. Despre asta e vorba. Dacă aveți dacă mai dorești, sau aveți ceva... Dacă dorește cineva să mai ia cuvântul pe linia aceasta, pe această problemă, pe această ordine de zi. Poftiți ce mi dorește. Comisia, vă rog. Comisia vizează favorabil proiectul de hotărâre și urmează a fi votat în faza. Vă supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetară, cine este pentru, cine se abține, cine e împotrivă. Vă mulțumesc. Trecem la capitolul 4, proiect de hotărâri privind aprobarea taxei speciale pentru salubritate. Poftiți, domnul primar. Domnul secretar, o să rog să prezinte materialul, prezentați-l dumneavoastră, iar o să Poftiți, poftiți. Eu o să vin cu combate. La celelalte voturi, pentru. Mulțumesc frumos. Drum bun. Drum bun. Sănătate. O să dau citire întâi unei adrese de la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, că de toate unitățile în statut teritoriale, membre ADIS, parte în contractul de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare și transport deșeuri municipale în județul Bacău. În atenția domnului doamnei primar, spre știință domnului secretarul ATE, domnul administrator public, domnul director economic, Consiliul Local. Subiect, taxa specială de salubritate, aprobare prin hotărârea Consiliului Local. Stimate domnule primar, revenim asupra adresei numărul 666 din 2017-2015 pentru a sublinea importanța aprobării prin hotărârea Consiliului Local a taxei speciale de salubritate pentru anul 2016. Cuantumul taxei speciale de salubritate este în conformitate cu planul anual de evoluție a taxelor și tarifelor aferent proiectului Sistem Integrat de Management a deșeurilor solide în județul Bacău, aprobat prin hotărârea Consiliului Local al UAT, prin care dumneavoastră a reprezentat și prin hotărârea Adunării Generale Asociațiilor ADIS în anul 2010. Pentru anul 2016, cuantumul taxe speciale de salubritate este de 3,76 de RON per persoană per lună în mediul rural și 9,25 RON per persoană per lună în mediul urban, pentru persoane fizice. Taxa specială de salubritate acoperă costurile aferente serviciului de salubritate respectiv, adică colectarea și transportul deșeurilor, operațiuni de salubritate de sece, compania Rom Press Service S.A. București, în urmă cu de citație derulată de ADIS Bacău, numele și pe seamă OAT. Da. O expunere de motivă, domnul primar. Expunere de motive la proiectul de hotărâre privind instituirea taxei de salubrizare datorată de persoane fizice din UAT Cotofănești. Domnul consilier, după cum cunoașteți, Comuna Cotofănești este membru fondator al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău. Prin adresa numărul 702 din 3-11-2015, această asociație se propune Consiliul Local instituirea taxei de salubrizare datorată de persoane fizice din cazul UAT în sumă de 3,76 RON locuitor pe lună. Suma respectivă o consider adecvată față de situația socioeconomică a comunei și de cantitățile de deșeuri menajere de altă natură și apoi generate de gospodărie populației. Având în vedere cele mai sănătate, supun dezbatere și deliberare dumneavoastră proiectul de hotărâre cu rugămintea de a fi aprobată astăzi 7 noiembrie 2015.
Cum raportam eu că nu are altă notă? Nu ce modificare de aceeași chestiune. Da. Așa, și atunci să citim dispozitivul proiectului de hotărâre. Se instituie taxa specială de salvizare datorată de persoane fizice din Comuna Cotocănești în cuantă de 3,76 RON per persoană per lună. Da. Taxa nu se va aplica persoanelor juridice care vor încheia contracte separate cu prestatorul de servicii desemnat prin licitație publică de tradiție Bacău. Prin grijă secretarul comun, prin grijă autorului și la comunitate. Deci, de prefect, Domnul președinte, cu permisiunea dumneavoastră, vreau să aduc câteva clarificări și lămuriri. Domnule consilier, despre ce este vorba, dumneavoastră știți foarte bine că noi, în principiu, am votat această taxă. Este vorba de 3,76 RON lunar per persoană, la persoane juridice. Și ceea ce domnul secretar a menționat, persoane juridice, adică agenții economici, își vor încheia separat contractul. Se vor înțelege problema dumneavoastră. 3,76 înseamnă 37 de mii de lei, 600 pe lună de persoană. În condițiile în care gunoiul trebuie luat de 4 ori într-o lună, adică în fiecare săptămână ridic o dată, stabilește o zi. În condițiile în care pubela este suportată de către primărie. Deci pubela a primit-o gratis. Acel recipient în care se pune, se depozitează gunoiul. E bine să explicați la oameni că acolo, pentru că pe data joi, pe data de 19, vin pubelele la cei care nu au primit. Și vine să informați și dumneavoastră. Noi deja am pus afișele de ieri dimineață. Da, sunt afișe. Sunt afișe. Distribuirea va avea loc la centru comune. Nu se mai duce pe Mârga, nu se mai duce pe Borșan, nu se mai duce pe Mășoara. Vine toți aici cu buletinul și știu ce au de făcut cu buletinul. Am scris cu ce să vin. Deci, la persoane, la gospodăriile la care nu poate ajunge, nu poate ajunge mașina care ridică gunoiul, mașina de salubrizare, se vor face acele centre, țarcuri, cum se numesc popular, în care se vor depozita gunoaie, adică acei cetățeni la care, de exemplu, la iarnă în Dallas nu poate intra mașina. La, pe fundul Tămășoi. Jos acolo, în pârâu, nu intră mașină. Le se stabilește niște puncte, se adună și vor plătea aceeași taxă care o plătim și noi, care nu se ia cu pubela. Ce n-am stabilit noi cu ei și n-au venit la discuție, să vedem care, cum se consideră persoana, de la 0 ani până la cel de 100 de ani sau de la o anumită vârstă. Aici nu este clarificată încă situația, dar vă promit că în momentul când voi avea informația și când voi stabili cu dumnealor această problemă, o să fiți primii informați și o să preluați informația, să o duceți către cetățeni. Eu zic după mine că 37.600 bani vechi nu este mult, nu este absolut deloc mult, pentru că avem experiența celor dinainte care strângeau și era undeva la 25 de lei pentru familie. Era 25 de lei pentru firmă. Așa, 25 de lei pentru familie, în care vă închipuiți că o familie, ei au luat-o în mod obrosul. Deci n-a luat familia din două, din trei, a luat fiecare familie. Dacă erau doi, soț, soție, tot 25 de lei. Nu era corect și nu era, cum să vă spun eu, nu era ortodox ceea ce făceau ei. Dar n-aveam ce face, asta era contractul încheiat direct de cel care presta serviciu și de cetățean. Ei, de data aceasta intervine primăria, în care primăria încheie contractul cu această firmă. Noi strângem bani la primărie, pentru că era bine să-i strângă tot dumnealor această societate, că e vorba de Rompres, bani, să știți de ce este vorba. Era bine pentru că ne deroba pe noi de o anumită sarcină. Așa, noi ca și UAT, ca luăm banii, de la, încasăm banii la lumea, să nu încasăm, trece luna, noi trebuie să plătim banii. Aici, și te trezești că nu plătești 2-3 luni și îți pune o propire pe contul și nu mai poți lucra. Este destul de greu și oamenii când vor auzi, pentru că zicem noi că crezi 7.600 per persoană. Dar în momentul când eu trebuie să iau bani, să-i bat în fiecare poartă la nenea, în fiecare lună să iau bani. Ca să iau banul la început, închipuiți-vă, 12 luni, înmulțit cu 37, să zicem, 37 e o persoană, stați așa, 100 de lei, pune media, 100, 1.200.000, e în momentul când vine și deja mai plătește și terenul de sub casă,
Mai plătești și adună, și se trezește omul să plătească vreo 5-6 milioane la început de an, este foarte, foarte, foarte greu. Care tot merge numai din taxe. Doamne, adunate, adunate se adună. Adică adunate reprezintă o sumă din pensia țăranului omului. Și atunci o să căutăm, o să căutăm. Cei care își permit și care o să vină să plătească, pentru că beneficiază și de acea bonificație de 10% la impozite și taxe, mai puțin aici. Dar așa vor veni și vor plăti la început de an, vom lua bani. Dacă nu, vom căuta să luăm de două ori, în două tranșe, pentru că va fi greu de suportat. Să adună, zicem noi, cu taxa PSI, cu taxa pe iluminat, cu taxa pe casă, sub casă, cu taxa teren extravilan, cu ce? Să adună. Să adună. Și atunci când omului vine greu să dea toți banii la aia. Dar noi sperăm că oamenii o să înțeleagă, pentru că am vrut un UNE european. Trebuie să ne aliniem standardelor europene și, în urmare, și gunoiul trebuie dat un sistem care au înțeles până acum, trebuie să înțeleagă. Știu eu, uitați-vă, știți cine nu înțelege spre surprinderea mea. Mai degrabă înțeleg cei bătrâni decât cei tineri. Cei tineri sunt foarte reticenți când aud că trebuie să mai dea bani. Și nu numai la primărie, oriunde, și la biserică, și la oriunde. Sunt reticenți. Nu știu de ce această reticență, pentru că tineri așa sunt stradă și vor. Foarte bine că vor. Treaba este cât se poate de benefică pentru societate, dacă vreți. Dar dacă tot vrem să ne achităm și de datorii față de societatea asta românească și față de țară. Nu numai să vrem, trebuie să și dăm. Și mai și distrează. Așa. Și uneori o fac și din teribilism. Eu nu de acuși bani ferești, dar se întâmplă. Pentru că se iese pentru una și iese altceva. Dar despre asta este vorba. Oricum, noi, pentru administrație publică locală și pentru dumneavoastră, în principiu, e o sarcină grea și trebuie să ne înhămăm cu toții, să convingem lumea că așa este bine, așa trebuie să facă. Să ne aliniem normelor și standardelor europene. Chiar dacă n-am ajuns la același nivel de trai cu țările din Uniunea Europeană, știu eu, occidentale, vorbim de Germania, de Franța și așa mai departe, tindem să ajungem acolo, cel puțin, și ca să fim ajuns acolo, trebuie să fim respectați și să respectăm norme și legi. Despre asta e vorba. Mulțumesc. Poftiți, domnul Voicu. Vreau să mă spun câteva. Vă ascult. Ar trebui imediatizat, ar fi bine chiar și pe cablul TV. Da. Până la 1 ianuarie. Pentru că oamenii trebuie să înțeleagă taxa asta pentru colectarea gunoiului nu e o taxă, practic. E plata, unui serviciu public. Deci oamenii trebuie să înțeleagă că de la 1 ianuarie nu mai pot să-ți ducă gunoaiele pe marginea străzii, pe marginea șoselei, nu mai pot să-și ducă gunoaiele undeva la coșuri, nu mai poate să-și ducă gunoaiele la gârlă, la Bâlca, nu mai poate să-și ducă gunoaiele la șosea în partea cealaltă spre Onești, la Borșani, acolo unde duc Borșani mai. Deci ar trebui imediatizat un pic, chiar și pe cablu TV. Mie mi se pare o sumă mică, în comparație cu suma care a fost înainte. Eu am plătit, plătesc de când s-a înființat firma asta de solidaritate, am plătit permanent și știu ce înseamnă. Și vreau să vă spun că oamenii trebuie discutat în felul următor. O familie de oameni normali, 2-3 persoane, undeva la 2 luni de zile plătește la 30, 40, chiar 50 de lei la un căruța să ducă gunoiul pe deal. Sau undeva la gunoi. Deci e un abuz ăsta. Ideea să înțeleagă, să-i ordonăm și să-și facă toți abonamentul la firma asta eu nu cred că ea, dacă o să vină și pe lângă pubela aia lor, o să găsească și o plăsuță sau căldare cu niște gunoi în plus, nu cred că o să o lase acolo. Nu cred. Hai să fim realiști. Deci ar trebui un pic coordonat în lumea și discutat frumos să înțeleagă și ceea ce nu mai poți face de la 1 ianuarie. Adică nu mai poți duc gunoi, nu mai poți duc pe împărsul sau sacul de gunoi la marginea străzii, mai bine îl dau acolo. Și plătesc pentru o familie de oameni normale, știu, un 10, maxim 15 lei pe lună. Vă mulțumesc, domnul consilier. Ce ne mai dorește? Da, eu zic după mine că, până la urmă, oamenii trebuie responsabilizați civic, pentru că trebuie, va trebui multe, totdeauna, orice implementare de lucru nou, e greu.
este mai mai greu. Eu dacă nu e folosul nostru, că nu trăim în mizerie. Absolut. Deci înțelegem lucrul ăsta. Oamenii știu deja, eu le-am și expus în ședințele pe care le-am avut pe sat, în adunările publice cu cetățenii, fie cu formarea cirezilor de vite, așa, i-am informat că deja acele locuri de pozitare a gunoailor s-au desfințat, nu ne mai dau voie, sunt nicio formă. Le-am spus că și la acest serviciu pe care îl prestează această firmă, nu ne ia și gunoiul de graj. Le-am spus, gunoiul de graj îl duceți pe terenul dumneavoastră extra din anii, în care vi le împrășteați și sunt un îngrășământ natural foarte bun. Și le-am explicat, oamenii știu despre ce este vorba și mai ales știu că deja a funcționat o societate care a strâns, că n-au vrut toți să beneficiază de serviciul ăsta, că dădeau din buzunar, pe undeva înțeleg că era cam scumpișor. E, da, acum știu deja nu e o noutate inedită acum. Nu e. Este, ăștia vin cu gunoi de un an și jumătate. Se știe. Și deci nu mai e o noutate, în schimb, va trebui să lucrăm cu oameni. Eu totdeauna când vin oamenii la primărie și acum vin, pentru că cel puțin în perioada asta vine mai mulți. Au venit cei cu rechizitele școlare, părinții, acum vin cei care depun cereri pentru căldură, pentru acea bancă, pentru combustibil, și le explic la oameni. Și oamenii înțeleg, cu oamenii nu. Chiar să știți că asta încă o dată. Bătrânii sunt mai, cum să spunem, îmbrățișează mai repede ideile noi decât tinerii. Chiar spre surprinderea și spre dezamăgirea mea. Dar sperăm că și tinerii. Tineretul cheltuie mai mult. Ar trebui să îmbrățișeze ideile astea europene. Da. Eu zic că lumea va înțelege, o să fie greu la început, o lună, două, trei, dar după aceea o să intre în făgașul normal, pe făgașul normal. Dar mai dorește cineva să ia cuvântul? Comisia, vă rog. Comisia avizează favorabil. Să punem la spre aprobarea dumneavoastră proiectul de hotărâre privind aprobarea taxei de salubritate. Cine este pentru, cine e împotrivă, cine se abține. Mulțumesc frumos. Trecem la capitolul 5. 5 cu 6. Este vorba de grădinițe. Proiectul de hotărâri privind grădinița de la Vâlca. Proiectul de hotărâri privind aprobarea investiției a indicatorilor tehnici economice, a studiului de fezabilitate, reactualizat conform cererii PNDR sub măsura 7P2 pentru investiții. Construirea grădiniței nouă cu program normal în satul Vâlca, comuna Coțofănești. 6. Proiectul de hotărâri. Construcție grădiniței. Poftiți, domnul primar. Raport de specialitate. Având în vedere că în cazul PNDL 2014-2020, programul de fonduri europene s-a lansat sub măsura 7.2, adresată autorităților publice locale, la scară mică, adresată la scară mică, ca proiectul de investiție construire grădiniță nouă cu program normal în sat Bâlca, comuna Coțofănești, județul Bacău, a fost pregătit pentru depunere pe PNDL program cu fonduri guvernamentale, dar nu mai sunt fonduri. Compartimentul achiziții publice și investiții propune depunerea acestui proiect de investiții pe PNDR 2014-2020 sub măsura 7.2. În această situație, conform ghidului solicitantului, trebuie reactualizat studiul fezabilitate conform cerințelor de ghid, din ghid, și trebuie să adoptate două hotărâri de Consiliul Local, astfel. O hotărâre a Consiliului Local prin care se aprobă investiția și indicatorii tehnico-economici și studiul fezabilitate actualizat, și o hotărâre a Consiliului Local privind implementarea proiectului, care se aprobe necesitatea și oportunitatea investiției, cuprinderea în bugetul local a investiției, suportarea cheltuielor de mentenanță pe o perioadă de 5 ani de la finalizarea investiției, numărul de utilizatori direct și nominalizarea reprezentantului legal pentru relația cu AFIR în derularea proiectului. Având în vedere cele expuse mai sus, vă rugăm să analizați și să dispuneți în consecință. Acesta este la primul punct în care vreau să detailez puțin ca să știm despre ce. Și atunci era în proiectul, acel proiect de integrat era și asfaltare drumul comunale Coțofănești, locale, era și renovare cămin cultural Tămășoaia și în acel proiect era și aducțiunea cu apa satelor Bâlca și Coțofănești. Era de asta, se numește un program integrat și achiziționarea de utilaje pentru dezăpezire pe timp de iarnă. Un buldoi scăpator, o mașină, o sărăriță și ce mai aveam noi acum. Deci de aia se numea program integrat, pentru că avea mai multe componente. Acel program 3.2.2 nu am prins cumva, am fost eligibil, adică eligibil. Proiectul stă în picioare, era foarte bun,
În schimb, n-am mai prins finanțare că s-au terminat banii. Denunță banii, am început să luăm din acest proiect integrat pe 3.2.2 pe fonduri europene și să-l defalcăm pe bucățele. Și ne-am dus cu apa, cu alimentare cu apă, pe PNDL, Programul Național de Dezvoltare Locală, pe bani guvernamentali. Ne-am dus cu cealaltă kilometru de asfalt de aici, ne-am dus pe bani europeni prin gard, Valea Trotușului. Ne-am dus cu căminul cultural de la Tămășoaia, o parte am făcut pe bani din bugetul local. Și acum am rămas și i-a venit rândul și la această grădiniță. Această grădiniță am vrut să o băgăm tot pe PNDL-ul, deci din proiectul integrat, pe măsura 3.2.2, care, dacă vreți, vă spun și când a fost pe timpul ministeriatului doamnei Udrea, s-a început implementarea proiectului. Această grădiniță după aceea am dus-o pe PNDL-ul. Între timp, pe PNDL-ul, noi am prins apa pe cerul zonă, n-am mai putut prinde și grădinița, n-a mai fost loc. Deci era valoarea foarte mare ca și investiție. Și atunci s-a evit această oportunitate. S-a evit această oportunitate și să ne ducem pe PNDR-ul. PNDR-ul, diferența, și eu v-am mai spus, diferența între PNDL-ul și PNDR-ul este că PNDL-ul se derulează investiții cu bani din buget, din bugetul guvernamental, PNDR-ul din bani din bugetul Uniunii Europene, bani europeni. Ei, am prins această oportunitate și trebuie să aducem câteva modificări. Noi deja SF-ul, studiul de fezabilitate, l-avem. Avem și PTH-ul, proiectul tehnic și o parte din avize. În schimb, orice investiție care se derulează, fie pe Banca Mondială, pe banii băncii mondiale, fie pe bani europeni, fie pe bani guvernamentali, mai puțin pe banii din bugetul local, care aici stabilești tu criteriile, sunt anumite cerințe pe care le cere ghidul solicitantului, așa se numește. Eu care solicit, mi se pune la dispoziție cei de la PNDR, un ghid. Și eu trebuie să mă uit acolo să respect fiecare aliniat în parte. Trebuie reactualizat reactualizat suma. Deci calculul tehnico-economic. Trebuie să reactualizez suma, pentru că una a fost când am făcut SF-ul acum în 2008 și una în 2015. Diferența și de schimb între euro și leu și în afară de asta și în raport cu inflația. Inflația care trebuie adusă la zi. Investiția trebuie adusă la zi. O altă chestiune, am văzut o hotărâre în care trebuie să votăm și să aprobăm indicatorii tehnico-economice, ISF-ul actualizat, nu mai spune de PTH, și o hotărâre privind implementarea proiectului care se aprobă necesitatea, oportunitatea cuprinde în buget local investiții și suportarea cheltuielilor de mentenanță. Mentenanță ce înseamnă? Îngrijirea grădinții timp de 5 ani. În alte, fonduri pe care le accesezi, nu cere chestia asta, să asiguri mentenanța pe timp de 5 ani. Dar aici cere și trebuie să ne conformăm, că altfel nu câștigi proiectul, nu câștigi finanțarea. Și nominalizarea unui reprezentant legal și de regulă, trebuie să fie primarul, că este ordonator principal de credit. Nu poate să fie nici un domn consilier, nici domnul viceprimar. Domnul viceprimar ar putea fi în condițiile în care primarul, din anumite condiții, nu poate să-și exercite atribuțiile de... Deci, despre asta trebuia care să reprezinte, să fie reprezentant legal la AFIR. AFIR este Agenția pentru Fonduri Europene de la Iași. Înainte se numea CRPDRP, Centrul Regional pentru Derularea Investițiilor Mari și mai departe. Deci acum se numește AFIR. Despre asta este vorba. Asta ar fi primul punct. Dacă trebuie să dați citire, să dați, ceriți avizul comisiei. Da, dacă nu, prezint proiectul de hotărâre. Nu, prezentați proiectul de hotărâre. Proiectul de hotărâre privind aprobarea investiției a indicatorilor tehnico-economice și a studiului de fezabilitate reactualizat conform cerințelor PNR sub măsura 7.2 pentru investiția construire grădință nouă cu program normal în sat Bâlca, Comuna Coțocănești, județul Bacău. Văzând expunerea motivelor a domnului Olariu Viorel, primarul Comunii Coțovănești, județul Bacău, înregistrată sub numărul 6068 din 16-11-2015, raportul numărul 6067 din 16-11-2015 al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, proiectul numărul
102 pe 2014, studiu fezabilitate reactualizat, în conformitate cu cerințele PNDR-ului 2014-2020, sub măsura 72 al SC Tera Proiect SRL Onești, având în vedere prevederile ghidului solicitantului, sub măsura 72, investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică din PNDR 2014-2020, prevederile hotărârii Guvernului număr 28 pe 2008 privind aprobarea structurii devizului general și a metodologiei privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenție, prevederile articolul 44, aliniat 1 și articolul 58 din legea numărul 273/2007 privind finanțele publice locale cu modificări și completări ulterioare, în temeiul articolului 36, aliniat 4, litera D și articolul 45, aliniat 2 din legea numărul 215/2001 privind administrația publică locală republicată, propus pe hotărâre să se aprobe investiții indicatorii tehnico-economici și studiu de fezabilitate reactualizat conform cerințelor PNDR 2014-2020, sub măsura 72 pentru investiția construirea grădinițe nouă cu program normal în sat Bâlca, comuna Cotroceni, județul Bacău. La articolul 2 se propune spre aprobare principalii indicatori tehnico-economici și ai obiectivului prevăzut la articolul 1, după cum urmează. Regimul tehnic, aici sunt toate caracteristicile investiției. Suprafață de teren care ocupă 2506 metri pătrați. Suprafață curată proiectată 452,18 metri pătrați. Suprafață utilă 355,36 metri pătrați. Suprafață alei pietonale 144,54 metri pătrați. Înălțime la streașină 3,65 metri, tot cu alei. Lungime împrejmuire la drum 71,1 metri liniar. Caracteristici funcționale. Trei săli de clasă, patru holuri, șase grupuri sanitare, o cancelarie, un cabinet medical, o cabină centrală termică, un spațiu administrativ și un uifang. Deci vedeți că toate sunt făcute pe norme europene, nu te lasă să faci. Când faci cu banii tăi buget local, faci cam cu crestul credință. Când faci pe aia guvernamental, mai e loc de discutat. Când faci pe europeni, te duci. Alcătuirii constructive, dacă vreți să vă spun, vedeți că și cabinet medical este prevăzut, trei săli de clasă, deci prevăzute foarte spațiu de joacă, patru ore, foarte de... Așa, alcătuire constructivă, fundații izolate cu stâlp continuu sub ziduri, structură rezistentă, parter cadre din beton cu din cărămidă GVP, cu el și gret anterior, termosistem la exterior. Planșeu peste parter de beton armat, finisaje interioare, var lavabil, finisaje exterioare, socul clădire, va avea cu el structurate pe termoizolație, polistiren extrudat, fațadele vor avea tencuiel armate pe termoizolație, polistiren expandat cu vopsitorit, var lavabil. Pardoselele din parchet laminat și gresie ceramică glazurată. Șarpantă în două ape din lemn, construcții ignifugate, adică care nu ia foc. Învelitoare din țiglă arsă, sistem pluvial acoperit din tablă zincată vopsită. Alte elemente, împrejmuire de la drum, socul și stâlpi din beton armat, placate cu pietră, compozită, plase de gard din fer, forjate, cranate, cu plăci policorvanate, împrejmuire incintă, stâlp din țeavă, metalică cu panouri de gard din plasă sudată. Centrală termică și boiler, dotări interior, mobilier, țări, clasă, holuri și cabinete, table de scris, calculatoare, dotări exterior, ansamblu joacă și bănci. Va avea și un ansamblu de joacă, adică leagă, fiind grădiniță, va avea tot ce trebuie. Leagă, programe și așa mai departe. Valoarea totală a investiției este de 1.498.233 lei cu TVA, din care construcții plus montaj este de 1.132.843 de lei cu TVA. Deci banii vechi, să nu greșesc, e vorba de 14 miliarde, cu tot cu 15 miliarde, din care construcții plus montaj este 15 miliarde, restul este parte de manoperă. Deci, execuția. Articolul 3. Consiliul Local Cotroceni se obligă să asigure resursele necesare implementării proiectului.
Articolul 4. Se împuternicește primarul Comunii Coțovenesc să semneze toate documentele necesare de punere și derulare proiectului, precum și orice alte acte, documente, notificări sau cereri a căror semnare poate deveni necesară în legătură cu depunerea și derularea proiectului. Articolul 5. Cu data prezentei se revocă hotărârea Consiliului Local numărul 4 din 22.01.2015. Aici se referea că ne-am dus noi pe acel integrat pe 322. Articolul 6. Prin criza secretarului comune, prezenta hotărârea se va comunica instituții prefectului județului Bacău, primarului Comunii Coțovănești, compartimentului financiar contabil și, bineînțeles, compartimentului achiziții publice. Se va depune în dosarul pentru obținerea finanțării din fonduri europene pe sub măsura 7.2, investiție în creare și modernizare infrastructură de bază la scară mică din PNDR 2014, pentru 2014-2020, pentru că investiția nu are sumă foarte mare, de asta se numește de scară mică. Scară mare începe cam de la 50 de miliarde în sus. Vă cer să avem o discuție pe treaba asta, dacă doriți, pentru că asta e o treabă veche. Noi, grădinița asta, am votat-o de 20 de ori, se schimbă mereu și văd că nu dăm vina noastră, nici a Consiliului Local, nici a primarului, nici a nimănui, ni tot plimbă. Ba la PNDR, ba la bunica, ba la bunicul. Vă rog. Comisia, vă rog. Comisia avizează favorabil proiectul de hotărâre. Vă mulțumesc. Să punem spre aprobarea dumneavoastră proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Cine e împotrivă, cine se abține. Vă mulțumesc frumos. Trecem la ultimul capitol. Proiect de hotărâre privind aprobarea creșterii salariale cu 12% conform hotărârii guvernamentale numărul 27 din 2015 pentru aparatul primarului, specialitatea al primarului Comunii Coțovănești. Domnul secretar? Referea subsemnatul Manuel Alcini, secretarul Comunii Coțovănești de Bacău, aduc la conștiință următoare. În ordonanța de urgență a Guvernului numărul 27/2015, prin care s-a modificat ordonanța de urgență a Guvernului numărul 83/2014, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice la articolul 50 indice 2, s-a prevăzut posibilitatea creșterii salariilor personalului din instituții publice cu 12% în următoarele condiții. 1. Încadrarea în cheltuielile de personal în limita bugetului aprobat. 2. Încadrarea cheltuielilor de personal în limita plafonului cheltuielilor de personal repartizat conform prevederilor legale. Având în vedere cele mai sus, vă rog să dispuneți. Atașez în extras prevederile legale sus menționată. Acum, prevederea legală este foarte... nu e stufoasă, scrie foarte mic și e destul de lung conținutul. Detailat, eu am să vă spun un mare despre ce-i vorba. Ați văzut că din referat s-a și spus că poți să mărești cu 12% salariul în condițiile în care ți-ai prevăzut bani în buget. Noi neștiuni de acest 12%, n-am prevăzut, n-avem bani. Dar hotărârea trebuie luată. Și atunci când vor fi bani, exact ca la profesor, au câștigat pe hotărâri judecători. Dar nu, trebuia să li se dea bani fără hotărâri judecătorească. Deci atunci când vor fi bani, vom aloca această sumă necesară pentru mărirea salariilor aparatului de specialitate a primarului cu 12%. Atenție! Nu primarul, vedeți, nu beneficiază de nimic, nici viceprimarul. Deci, în afară de primar și de viceprimar. Pentru că pe noi ne-au băgat în categoria demnitar. Deși, și eu am mai spus, ca să fii demnitar, trebuie să ai mașină la scară, așa o demnitare, să ai un birou separat, să ai secretară, să se plătească niște diurne speciale. Noi nu beneficiem, ne-a băgat într-o categorie în care, atenție și v-am mai spus-o, nu beneficiem nici de spor de vechime, deci 25%, și nu beneficiem de nicio primă și de absolut nimic de ceea ce beneficiază funcționarii publici și salariați contractuali din primărie. Absolut de nimic. Și acum au mai mărit salariile, le mulțumim, dar salariul, până la urmă, era un salariu de mizerie, ca să te duci acasă, că am avut 16 milioane de bani vechi. Salariul mediu, pe undeva mediu, pe economie. După aia am avut 19 și de-abia acum, de câteva luni de zile, primim și noi
27.200.000. Atât în mână? Da, atât. Cam înțeles că 30 ceva, nu? Nu, 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 impozabil sunt 40 de milioane. Da. Pus 30%, știți că stați și impozit, 4.312, exact 28.000. Eu la televizor am auzit și chiar nu sunt... Nu, vă arăt să vă arăt să vă arăt. Florin Foicu, e în funcție și de gradul de organizare. Și în funcție de gradul localitate, dar nu diferențe mari. Nu diferențe mari. Asta știu, dar eu am înțeles că minim. Noi suntem comună de gradul 2. Da, nu suntem de ce. Comună de gradul 1, care este 5.000 de locuitori, comună de gradul 2, care este între 3.000 și 5.000, și comună de gradul 3, care e de la 1 la 3.000. Dar cu condițiile astea, consilierii care sunt plătiți la poartă, nu beneficiază. Doamne, este o întrebare legitimă a noastră, nu? Nu, domnule, nu beneficiază. Nu beneficiază. Pentru că legea spune că nu beneficiază consilierul local. Chiar spune lucrul ăsta. Chiar spune lucrul ăsta. Nu, nu, fără consiliul local. Da. Nu. Așa spune, că nu beneficiază consilierul local, chiar dacă e vorba de aia. Aparatul primar. Specialitatea primarului. Noi suntem două entități distincte. Primarul este executivul cu viceprimarul. Da, așa. Și cu secretarul primar. Și dumneavoastră sunteți... Noi suntem, dumneavoastră suntem deliberați de cei care legiferați, noi suntem executivul care punem în aplicare hotărârile Consiliului Local. Comisia, vă rog. Da, vă mulțumesc frumos să punem spre aprobarea dumneavoastră proiectul de hotărâre privind majorarea cu 12% aparatul primar. Cine e împotrivă, cine e? Nu, la ce feriști, nu mai ne-au luat. Da. Nu mai ne-au luat, nu ne-au mai fi nici votul din contul, nici votul din contul. Ați ministru. Poate fi de Cioloș. Ne-ai mai fi, da. Declar ședința încheiată. La revedere, bună seara! Vă mulțumim încă o dată pentru prezență, mulțumim și...